Servus, dragilor, și dacă băieții cu bile ai gramaticii limbii române nevermi. Dragilor, iată, ne revedem la noi așa superbisima noastră emisiune săptămânală. Mamă, bă, deci ceva trebuie să întâmple. Trebuie să ia curent sau ceva. Prea nu ieși toate din prima. Bine v-am găsit, dragilor, hai să plonjăm în noi așa. M-am întinerit. Înainte să plonjăm, opriți-vă în mii de erașă. Stați așa. Ședeți un pic. Friz, m-am întinerit. Operație întinerire. Am un coș aia, nu asta zic. Stau așa un pic, oricum asta e partea mai bună. Din partea asta e mult mai drăguț. Așa. Deci m-am întinerit, iată, sunt mult mai tânăr și mai vivace. Și analizele mie și mai bine. Cred. Glumesc, nu. Trigliceridele to the roof, cred. Nu știu, nu mi-am mai făcut, dar am abuzat puțin. Cel puțin în weekend am avut... Auto, în sfârșit, săptămână greu. Foarte greu. Eu și ficatul. Mai mult ficatul. Eu eram și eu pe acolo. Mai poți pe mică, mai... Hai, te rog, mai stai un pic, că ne facem de râs cu oamenii ăștia. Și el stătea așa, hai, că mai... O mai duc un pic. Cam asta e relația. Bine, v-am găsit, oameni buni. Să plonjăm, cum ziceam, în subiectele noi așa minunate emisiuni. Care, iată, e săptămânală. Deja ne ținem ceva. Bă, anul ăsta... It's a miracle! Oh, bun! Pentru a preveni incendiile în cele 19 spitale bucureștene administrate de Primăria Capitale, am hotărât să folosim bile. Extintoare? V-ați gândit la tot felul de prostii. ASMB, zici că e ceva din asta, de echipă, de, știi? Nu știu ce e ASS, dar MB, cred că e municipiul București. Agenția de sequestrare a... Nu știu, ok, ASMB a cumpărat 3792 de bile extintoare care se autoactivează în contact cu flacăra deschisă și sting focul. Acum, oprim știrea aici să discutăm un pic. 3792 de bile. Deci cum să fac achizițiile astea publice? Deci vine un băiat și zice avem un necesar de 3792 de bile, adică, nu știu, două de cap de om. Merg aia cu bilele, știi cum merg șerifii până, știi? Imaginați-vă așa, Vestul Sălvatic, muzică din aia. Ta-na-na-na, știi? Un cactus din ăla. Și vânt, ați auzit. Se răsucește, știi? Un cactus din ăla și un băiat cu două bile. Aia zic. Deci, necesarul, 3792 de bile. Eu care iarăși știți că-s băiat din Bacea și m-am prins? Bă, m-am gândit că s-a îmbalat XT12, că n-avea cum altfel, da? Și am avut dreptate 316 seturi. Acum iară zic, cumperi 316 seturi? Ori îl sunt pe băiatul ăla și zici, mămică, câte ai? Știi, ți le iau eu pe toate. Ori zici, vreau 300 și băiatul ăla zice, neanicușor, mai am 16 seturi, nu ți le dau că m-aș duce și eu acasă, e frig. Să termin cu asta, îți fac preț bun la el, ți le împachetez, îți bune ca și celelalte. Îți mai la fund așa, au stat mai la fund, dar nu l-o prins gerul, n-au treabă. Ok. Deci am lămurit-o și pe asta cu numerele, ca să... Așa, și zice neanicușor. Am semnat recepția pentru aceste produse, care au o garanție de 5 ani, iar ele au fost deja distribuite și montate. Bilele extintoare sunt automate și autonome. Nu conțin substanțe periculoase pentru sănătate sau pentru mediu, nu afectează aparatura medicală, nu depind de surse de alimentare cu energie și nu au nevoie de senzor special, având o suprafață de acțiune de circa 4 metri. Neanicușor. Eu-s de partea mea tale aici, că eu înțeleg că neavând bani să modernizez spitalele pe care ne-a doamna Firea ți le-a lăsat la stadiu de ruină, știi? Eu înțeleg că n-ai mă tale bănuți acum să tragi sprinklere și țevi în spitale și să faci bazine cu apă, că iar lumea nu înțelege. Mulți zic, hai mă frățele, dar ce e așa mare lucru, că pui o țeavă acolo cu apă. Nu e așa ușor. La instalația aia cu sprinklere trebuie un rezervor de capacitate foarte mare, care e foarte scump și... care trebuie să ai un să-l pui în curtea unui spital din România, știi? Bănuiesc că s-ar găsi o soluție, da, dar zic, înseamnă costuri. Îl bași pentru-un, nu știu, în subsol, să abni și grop, faci fundația, înțelegi? E costisitor, mă-n frate. Ok. Că nu merge cu apa de la rețea, deci ăla suge tăta apa de la rețea și se oprește.
Deci poate eventual să-ți umezească părul dacă, dacă îl legi la rețea. Nu să stingă niciodată. Au! Deci nea Nicușor, repet, eu de partea mea tale, eu știu că ai moștenit greaua moștenire. Știu asta, înțeleg. Problema e că matale nu înțelegi cum funcționează bilele astea extintoare, că matale zici că sunt automate și autonome. De aici noi am înțelege că automate că se declanșează singure când începe incendiu, așa, și că sunt autonome, că practic de capul lor, ele se duc și rezolvă treaba unde-i cazul, ceea ce amândouă afirmațiile matale nu neapărat că-s greșite, dar îs de parte de adevăr, știi? Nu-s total minciună, dar nici adevăr nu-s, adică unul la mână bilele extintoare sau automate, practic trebuie să iei bila sau arunci în foc. Asta, deci cam asta e procedura, știi? Deci ai fișa postului, zice, ai două bile, cum ți-a zis băiatul ăla. Na na na. Trece, știi? Ia bila și o aruncă în foc. Aici, în, în această tehnică, nu este mămică nimic automat. E un băiat care aruncă bile. N-are, deci automat era bila vine singură să aruncă pe ea însă și în foc, știi? Sau auto-aruncă, cum ar veni. Aia e automat, mon frere. Și autonom, mon frere, băiatul ăla cară bilele, bilele nu se cară pe ele însele, nu știu, la ce te, la ce te referi, ma ta, autonom. Ca autonomie? A, autonomie ca și ție însu sequest, dacă îți mă întrebă mine, dar asta e altă discuție. O să, o să mergem și acolo. Nu vi se pare că sunt mai tânăr? Asta zic, am un coș aici. Nu știu dacă să stau oricum, de-aia zic că stau un pic într-o parte. Ok. Deci ați înțeles cu micul Neanicușor, zice așa. Vedeți în clipul de mai jos cum funcționează aceste dispozitive pentru stingerea incendiilor. Nimic mai puțin adevărat. Clipul nu-i mai jos. Vreau să vă contrazic. Stați așa să vă arăt. Clipul e lateral. Și aici ai un băiat, bănuiesc că e într-o țară din asta unde e mai mult soare și face o demonstrație în fața cășii unui om. Știi? Deci, bună ziua, bună ziua, putem să facem și să filmăm și noi aici un mic clipuleț publicitar? Filmați cum să nu. Și dau foc la casă la om. Deci, vine băiatul, aici vedeți, sunt două etape. Vine băiatul care aruncă benzină. La noi asta nu se întâmplă în spitale. Deci aici partea asta să nu o luați în considerare. Deci la noi nu se aruncă cu benzină în spital. Deci țin să reamintesc asta. Nu. Așa nu. Așa. Deci așa e arde la băiatul ăsta în fața cășii, dacă în caz că, știți, să ne revenim să vorbim ce vorbeam. Deci putem să facem o demonstrație la dumneavoastră aici pe stradă, dar vă rog, numai să nu faceți zgomot, că dorm mici, știi? Așa, durează un pic cam mult, aia zic. Bănuiesc că bilele fiind autonome, poate nu vor să sară în foc, știi? Că ele sunt autonome și automate, nu vor să sară. Ei, vin băieții, iată aici. Bile, bile, pac, pac, aia zic. S-a terminat. Ce scrie la băiatul ăsta pe jacă? Stați așa și nu mișcați. Elite Fire. Pe n-aș pa să scrii chestia asta pe salopetă, nu? De unde ești? La Elite Fire. Am venit să vă save your life. Ah, ok, nu-i rău, e bine. Dar n-aș pa să scrii chestii cu foc, știi? Sau poate scrie oprim focul. Prin foc ne vom mântui. Era mai de mult. Deci ați înțeles, ați văzut. Băieții aruncă bilele, bilele fiind autonome și automate, ele se explodează, se... Nu știu, să întrec pe ele însele, știi? Crapă de fericire. Așa și stinge focul. Asta zic. Focul primul nostru legă era un cântec. Asta. Bun. Și al doilea tot cu Nea Nicușor, bă. Nicușor. Să știi, suntem o emisiune mică, dar să prinzi două știri la noi în, în prime time aici, primele două, să dai și titlul emisiunii, Nicușor. Dai și tu când vin la în capital, dai un bilet de metrou, că eu cu metrou mă deplasez în... Alexandru Arșinel a fost dus de urgență la spital. Actorul se simțea amețit. Eu n-aș vrea să fiu, să nu mă înțelegeți greșit. Mie mi se pare că Arșinel e amețit de vreo 30 de ani de când îl știu eu. Deci eu de când îl știu conștient, hai să zic 40, că am de unde pot, îmi permit. Adică am de unde să mai scot 10 ani. Nicușor, ăsta Nicușor. Mă pomenește Nicușor. Să nu mă urzi, uiți cu biletul, Nicușor. Abonament de o zi vreau. Actorul în vârstă de 81 de ani a fost transportat la Spitalul Universitar din București de către un echipaj de ambulanță. Transferul s-a făcut în jurul orei 20. Deci Nea Arșinel are 81 de ani, ca să înțelegeți ce vorbim aici. Stați că mi s-a uscat instalația. 81 de ani și are Nea, așa. La țară, oricum, îi zicea, hai mă mică, că o trăi destul. Știi? Deci aici la țară, dacă zici, câți ani are băiatul ăsta? 81. Ei, deja Arcan 3 să se ducă. Știi? Deci, aici la țară e pe practic, oamenii, nu-s pe, știi? Nu-s pe, hai că să mai trăim un pic. Aici ai
Cred că și mai aruncă pe scări ăștia peste 80 de ani. Cred că mai scapă pe scări pe... Metoda rusă. Sovietic. Așa. Potrivit news.ro, autorul se simțea amețit, iar starea de rău i-a apărut încă de dimineață. Aici e o, e o boală frecventă la români, e lipsa de bani asta. Te ia cu leșin când n-ai bani, știi? Deci când ai bani mulți și vine cineva și ți-a banii, mă refer din autorități, te ia cu leșin așa și cu slăbiciuni. Marți, fostul primar al capitalei, Gabriela Firea, a criticat pe actualul edil al Bucureștiului, Lingu Șordan, pentru că acesta nu i-a prelungit contractul actorului Alexandru Arșinel la Teatrul Constantin Tănase. Într-un mesaj postat pe Facebook, Firea susține că maestrului Alexandru Arșinel se întâmplă o mare nedreptate. Ea a adăugat că Arșinel nu mai era directorul Teatrului de Revistă Constantin Tănase de peste 4 ani și nici nu mai avea vreo funcție de conducere, ci ocupa doar funcția de consilier artistic. În replică, primarul capitalei a acuzat-o pe aceasta că dezinformează și a transmis câteva lămuriri pe Facebook. Că noi pe Facebook. Deci noi, autoritățile române, pe Facebook fac treabă. Ce zice așa? Nicușor, abonament de 3 zile. Aia zic. Precizări la o nouă dezinformare. Alexandru Arșinel a fost și este actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase. Adică are un contract de colaborare cu teatru, iar contractul este în curs. Punct. Adică este în curs. M-au luat, știa, zic, mamă, Nicușor, ce... Așa. Până de curând, când era și director artistic, adică director adjunct al teatrului, în urma informațiilor primite din teatru asupra activității sale ca director artistic, nu i-a mai prelungit acest mandat. Deci, practic, zicea domnul Nicușor aici de față, prietenul nostru, Nicule, Așa, Nico! Nicușor zicea că nerușinel, nu prestează. Nu merge la lucru, nu își îndeplinește funcția. Așa. Și Arșinel a rămas cu contractul de colaborare cu teatru în calitate de actor. Chiar dăduse cineva, era suma sumelor, știi? Deci ce primea Arșinel? Primea pensie, are pensie măricică de la statul român. Are o pensie măricică, că a fost revoluționar, eu nu l-am prins. Deci nu știu cum să vă explic, eu nu l-am văzut revoluționar pe Nea Arșinel, dar bă, cine știe cine o tras în noi pe 22, știi? Deci poate Nea Arșinel o fi ieșit și el în stradă, o fi făcut ceva, nu s-o lăsat, ame, ok. Mai primea și pensie, mai primea și, nu știu ce, indemnizație de director și mai primea și indemnizație de actor, deci avea 4 venituri. Mon frer, Nea Arșinel era unul dintre cetățenii bogați ai țărișorii, fără să fiu... meschin aici. Nea Arșinel câștigă, mon frer, 10.000 de lei pe lună, adică era bogătan așa. Și îți dai seama că ia cu leșin așa când pierzi 4.000 de lei pe lună, că atâta primea, că 4.000 parcă, sau cea, știi? 3.000, nu mai știu. O sumă. Te ia cu leșin și te duci la spital. Circ ieftin, mon frer, pentru doamna Firea ăsta. Mare actor, Nea Arșinel ăsta. Mare actor. Leșin, mă, acum mă strânge aici. Ah, mi-amorțește mâna stângă. Știi? Mare actor, Nea Arșinel. Bun. Să trecem peste această rușine, această știre, ok. Fabrică clandestină de vânt... Stați așa, om. Să deschid rata, cred. Mi-am făcut încălzirea dimineață. Fabrică clandestină de țigări din Hunedoara, păzită ca un obiectiv militar, cu 35 de camere video și aparat de bruiaj. Le bruiaj. Mi-aș face un bar să se numească bruiaj. Ce faci? Mă duc la bruiaj. Am fost bruiat aseară. Ah, ok. O fabrică clandestină de țigări a fost încințită asta. 6 tone de tutun. 6 poartă în casă. Acțiunea a fost coordonată de polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii de ICOT Constanța, și-au urmărit desființarea unui grup infracțional organizat specializat în fabricarea de țigări contrafăcute. Bă, antreprenori. Era tare să descopere că o prins și un Startup Nation, știi? Colo băieți în Startup Nation. Așa, anchetatorii au făcut. Revin la Startup Nation. Test de vânzare pe OLX. Deci dacă vă uitați pe OLX, sunt numai utilaje noi de 3 ani și scrie puțin folosit Startup Nation. Anchetatorii 2018, știi că 3 ani trebuie să le țin. Anchetatorii au făcut în această săptămână 8 percheziții domiciliare în județele Hunedoara și Suceava, fiind descoperit o fabrică de țigări contrafăcute. Deci fabrica de țigări contrafăcute a fost descoperită la percheziția domiciliară, că nu m-am prins aici eu. Linia de producție a fost identificată în incinta unui depozit. Ai, iată că ne lămurește. Dar nu-s la, știi? Ok. Linia de producție a fost identificată în incinta unui depozit amenajat subteran, amplasat sub o hală la domiciliul unuia dintre bănuiți. Bănuitule! Nicu Bănuitu!
Nicușor, 3 zile abonament metrou, să nu uiți, aia zic. Au fost descoperite și ridicate 120.000 de țigarete contrafăcute, 700 de kilograme de tutun, nu erau 6 tone, mă înfler. 200.000 de ambalaje inscripționate necesare în procesul de producție și un autovehicul de transport. Vor fi găsit acolo, pe raz de 10 km și-o găsită și-o confiscat, știți, v-am zis. Au. Din cercetare a reieșit că imobilul în care se află fabrica este conectat în mod clandestin la rețeaua de energie electrică. Bă! N-ai cum să nu, mă frer, n-ai cum să nu-i aveți ce-i spune băieții ăștia. Deci japcă, japcă pe față, 100%. All the way, all in, cum ar veni. Deci, bă, facem țigări contrafăcute. Bă, da, furăm și curent, dă-o dracu. N-ai cum. Deci plătești curent când falsifici țigări? Nu, nu, nu. Aia zic. Cred că de-aia eu și prins că ăștia cu energie electrică acum, mă frer, sunt ca și uli, știi? Deci dacă cumva nu le iese un kilowatt pe undeva pe rețea, cred că ies băieții acum, știi? Cum era, ieșeau dronele la în Matrix. Umblă prin oraș să vadă cabluri ilegale, treburi. Aia zic. Deci ăștia cu curent i-au prins 100%. Că ăștia cu accizele, sigur nu. Fabrica era păzită ca un obiectiv militar, fiind înconjurată de 35 de camere de supraveghere care proiectau imagini pe 3 monitoare. Deci, această propoziție este absolut greșită din toate punctele de vedere. Fabrica era păzită ca un obiectiv militar, fiind înconjurată de 35 de camere de supraveghere. Un la mână, camera nu e înconjurată de camere. Deci, fabrica nu e înconjurată de camere. Că nu, știi? Nu sunteți încercuiți. Aia, un la mână. Doi la mână, obiectivele militare nu sunt păzite cu camere. Obiectivele militare sunt supravegheate cu camere. Cu camere, repet, sunt supravegheate de păzite, sunt păzite și băieți care au pușcă. Eu n-am văzut nicio cameră până acum să te amenințe cu arma dacă te apropii. Stai că trag. Ce tragi? Trag un micro SD. Trag un film de pe net, știi? N-am zic. Deci, nu, camera, deci fabrica nu era păzită, era supravegheată. 35 de camere de supraveghere asta, întreagă, cred că v-ați prins. Care proiectau imagini? Imaginile, mă frer, nu se mai prea proiectează, știi? Deci să redau cum ar veni pe monitor. Nu se proiectează. Proiectarea înseamnă un proiector care proiectează. Monitoarele nu proiectează. Pe 3 monitoare. Deci, fabrica era păzită ca un obiectiv militar, fiind înconjurată de 35 de camere de supraveghere care proiectau imagini pe 3 monitoare. Asta zic. Da, deci... Era băiatul ăla, știți? Era un băiat care citea așa. De asemenea, în interior, aici o dăm așa. De asemenea, în interior, a fost descoperită o instalație de bruiaj pentru orice semnal electric sau unor eventuale drone de supraveghere. Le bruiaj. V-am zis, trebuie să fac o crâșmă bruiaj să se numească. Dăm bruiaj. Specialiști în bruiaj. Stați așa că mi s-a dus scaun. Stați așa. Eu în timp ce vorbesc cu voi fac un Irish dance din ăla sub masă, mă antrenez că vreau să mă duc la România au talent și fac așa cu picioare și mai dau din când în când în pedala de la scaun și se lasă scaun. Deci bruiaj. Instalația de bruiaj care bruia eventuale drone de supraveghere. Nu știu dacă... Nu știu cine știe, scrie știrile astea, nu știu unde le scot. Bănuiesc că de icotul le dă, știi? Și băieții ăștia mai ciupesc ceva de acolo, fără să înțeleagă despre ce vorbim. La finalizarea perchezițiilor au fost puse în aplicare 4 mandate de aducere, fiind identificate și duse la sediu pentru audieri 3 persoane. Vineri, anchetatorii vor cere instanța arestarea preventivă a 4 persoane cu vârste între 36 și 44 de ani, care una în lipsă. Elipsă. Acuzațiile sunt constituirea unui grup aici. Asta am vrut să ajung, aici e foarte important, trebuie să citim atent. Vă citesc mai rar așa. Acuzațiile sunt constituirea unui grup infracțional organizat, producerea de produse accizabile, care intră sub incidența regimului de întrepozitare, în afara unui întrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, deținerea produselor accizabile supuse, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, folosirea unei firme, embleme, ambalaj, de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant și producerea în modul importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare, ori vânzarea unor mărfuri sau servicii, purtând mențiuni false privind brevetele de invenții, brevetele pentru soiurile de plante, mărcile, indicațiile geografice, desenele ori modelele industriale, topografiile de produse semiconductoare și alte tipuri de proprietăți intelectuale. Deci băieții ăștia au luat ce se putea să-i condamne pe aia, deci îți jur, o să le dai amendă și că o trecu pe roșu. Acu câțiva ani, sigur o trecu pe roșu. N-ai cum, deci cu poliția română n-ai cum. Potrivit poliției, deci mă mai citesc o dată ca să înțelegeți la ce infracțiuni incompatibile cu viața au făcut băieții ăștia. Oferirea, deci depozitarea, vânzarea, luarea, oferirea, vânzarea, știi? Deci tot ce?
Deci dacă ai cumva o țigară, ai 73 de capete de astea, știi? Bun, zice așa. Brevete pentru soiuri de plante, mărcile, indicațiile geografice, desenele ori modele industriale, topografiile de produse semiconductoare și alte tipuri de proprietate intelectuale. Și cântau. Deci cântau unul o melodie de al Michael Jackson când a intrat acolo. Thriller! Știi? A intrat în fabrică, gata, amendă. De ce? Băieții de la Orda. Ce medere ăia, ce medeara, Orda. Știi? Drepturi de autor. Deci eu amendat de pe toate pozițiile, vă jur. Și de la mediu eu amendat. Potrivit poliției, persoanele cercetate fac parte din grupări infracționale implicate în contrabanda, nu o să credeți, cu țigarete. Bun, foarte drăguță știre, incredibilă. Bun, o bătrână de 90, de 80 de ani, am un bătrân, tot păsărat, de 80 de ani, păcălită de o tânără care va ajunge model, nu, no. O mai iau o dată de la capăt, deci bă, onorată instanță, neglijați, uitați ce am zis. Bătrână de 80 de ani, păcălită de o tânără care va, ok. Bătrână de 80 de ani, păcălită de o tânără, că va ajunge model în Paris și Dubai. A pierdut 35.000 de euro. Deci aici, deci eu vă arăt pe tânără, stați așa. Ea e tânără. Îmi pare foarte tânără. Deci, așa, o domnișoară să zic. Poate e doamnă. Deci o bătrână de 80 de ani din București a fost păcălită de o tânără prin metoda modeling, că va ajunge să defileze pe podiumuri de modă în Paris și Dubai. Ca să-și îndeplinească visul, bătrâna a plătit aproape 35.000 de euro. Înșelăciunea a fost bine ticluită, bătrâna fiind păcălită să plătească aproape 3 ani. Potrivit Observator News, pensionara a fost abordată pe stradă în vara anului 2019 și invitată într-un studio foto, unde i s-a spus că este foarte fotogenică și că ar putea să câștige contracte de prezentare și promovare pentru produse cosmetice. Bun, deci, aici deja avem... Ce trebuie să înțelegeți voi din propoziția asta? Că noi suntem datori să tragem concluzii din toate lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Ăsta e procesul nostru de învățare. Unii învață că fac alții greșeli, unii învață că fac ei greșeli și unii învață din greșelile pe care le fac cei pe care i-au sfătuit ei să nu facă greu. Ok, da? Deci ați înțeles. Bun. Aici e așa. Deci, n-ai cum să nu admiri pe fata asta. Femeia a stat în drum, a făcut poze la oameni să le ia banii cu japca. Bă, dar au avut ideea, că aici, bă, asta e scânteia aia, mă, frățioare, știi? Când închizi ochii așa și vezi în ochișor, vezi așa artificii. Ideea, bă, să o ia pe bătrâna asta. 35.000 de euro mai târziu. Deci, înțelegi? Bă, niciunul dintre voi, eu cu mâna pe inimă vă zic, n-ar fi avut tupeu. Nu, că nici nu tupeu, mă, nu știu cum să zic eu. Inspirația divină să o invite pe bătrâna să-ți facă poze. Toți ați fi căutat tinerele, ca să-ți vezi, sunt mai prostă la ucea, mai știi? Îi dai, zici, fotomodel, Paris, gata, pică, leșin, știi? Bă, te gândești la o femeie de 80 de ani. Bine, atunci avea, era tinerică, ea avea 77, era în tinerețe, cum ar veni. Era în perioada când nu purta Pampers, deci... Era pe ce știi că este curba aia, port Pampers? Nu port Pampers, port Pampers, știi? De ce era? Curba lui Gauss. Bun. Deci ați înțeles ce zic aici, da? Deci o luat tinerica asta 77 de ani și o convins să-ți facă poze că e fotogenică și că poate să meargă la Paris. Vă repet, niciunul dintre voi n-ar fi făcut asta. Mi-e rușine să zic, nici eu. Suntem niște oameni cu gândire îngustă. Uite, femeia asta, fata asta, deci domnișoara, tânăra, care, nu știu, excroaca, cum ar veni. Dar nu la modul rău, zic așa, excroaca ca și cum mama lintau, știi? Maricică. Excroaca asta... Pitică mică, așa cum zicea Vadim, băiatul ăsta, cum știi? Cum rămas? Pitică ordinar, nu știu cum zice. Okay. Ești o pitică. Deci, fata asta, uite, au avut inspirația. Nu știu. Poate cumva și datorită experienței o mai fi prins femei care vor să devină model după 77 de ani, știi? O mai fi auzit legende. Poate la ei în business există o întrecere. Cel mai tânăr fotomodel, cel mai bătrân fotomodel, știi ce zic? Și femeia, uite-te, uite, vă repet, făcând un pas pe care niciunul dintre noi nu l-ar fi făcut, a reușit să strângă în 3 ani de zile, într-adevăr, cu muncă, cu sudoarea frunții ei, cu ce-o fi putut ea, 35.000 de euro. Și zice așa, pensionara visătoare a căzut în capcana tinerei, Sandra, și de-a lungul timpului i-a dat aproape 170.000 de lei pentru a ajuta-o să ajungă model. Zic, uite... Văd Parisul, a zis bătrâna naivă, relatează observatornews.ro. Nevăzându-și visul împlinit sau sfătuită de cineva, bătrâna a anunțat recent poliția, iar tânăra Sandra P. E de la P, nu că nu fac eu, nu fac gesturi din astea obscene. E P.
a fost prinsă în flagrant când primea suma de 14.900 de lei de la bătrână și este cercetată sub control judiciar. Autoritățile au pus sechestru pe apartament și au constatat că bătrâna nu este singura victimă a tinerei de la așa zisa agenție de modeling. Acum, aici iarăși să mai desprind două aspecte. Să desprind că e frig afară. Astăzi, unul la mână. Bătrâna care avea 35.000 de euro și vrea să vadă Parisul. Nu vi se pare un pic ciudat că i-au dat banii unei doamne, i-au dat 35.000 de euro să o ducă la Paris gratis? Știi? Nu vi se pare că e un pic sanchei, nașpa, zic. Și doi la mână, fata asta, că nu o să-i spună așa, domnișoara, antreprenoarea, ticălos, piticas, Sandra, așa, de 35.000 de euro, nu putut să-i facă la femeie o excursie la Paris? Bă, eu nu mă ocup de treburi din astea, dar eu dacă prindeam o babetă să-mi dea 35.000 de euro să fac fotomodel la Paris, frățioare, eu îmi lupream 5.000 de euro de la gură și o făceam fotomodel la Paris, eu vă jur. Cât e un bilet de avion, mă, mică? 200. Dus întors 400. Deci eu urcam, am să zic babeta, dar vezi, atâta de ușor putem să spunem niște vorbe care rănesc niște oameni. Eu urcam fotomodelul. Stați așa că mi se usucă. Cred că de duminică, din weekend se trage. Deci eu urcam fotomodelul în avion, îl ceam la Paris, dădeam la un băiat 2000, s-o lase să urce pe un podium. La prezentare, eu știu, la, nu știu, un brand din ăsta tineresc, ceva, nu știu, Energy. Știi? Din astea, H&M. Îi dădeam la ea, mămică, 4.000. Lasă, iar era să zic cuvântul cu mai mulți de bâc. Așa, lasă fotomodelul să defileze odată. Îi dai pe o pereche de jeans și un tricou din ăla luat invers, știi? Că așa e fashion la Paris. O puneam pe femeie și pe aia o duceam înapoi și ziceam, bă, o zis ăștia de la Paris că nu... Nu ți-ai dat nu ți-ai dat interesul. Aia a fost așa plictisită, indiferent așa și lor nu le place. Lor le place să te vadă mai activă, mai știi? De ce aia zic? Dar trebuie să faci niște cursuri. 10.000. Duceai femeia la Paris, rămâneai și cu apartament, Sandra, știi? Rămâneai și cu apartamentul. N-apăreai știri aici să ne batem noi joc de tine dimineața părăcoare, știi? Mai făceai un 5.000 plus, că băgai 5.000, scoteai 10, aia zic. Toată lumea erai mulțumită. Vezi, Sandra? Pă cât te-am lăudat la început, că ai sprijinit antreprenorul și ai ochi format și știi cum să alegi victimele, asta, fotomodelele, știi? Uite așa, vezi, rutina, că eu bănânc că ai intrat într-o rutină așa. Stăteai, dădea fotomodelul banii, nu te-ai mai interesat, știi? Da, aia, vezi, rutina distruge business. Trebuie să fii creativă, să cauți noi modalități, și deși ai pornit foarte bine, foarte, foarte bine, adică să găsești, eu jos pălăria, jos șapca că n-am pălărie. Deci jos pălăria, ce jmecherică ai găsit tu, pe 3 ani de zile te-ai lăsat, te-ai blazat așa, ai crezut că ești tare, jmecheră, că n-am, ok. Îmi pare rău, uite Sandra, chiar îmi pare rău, deci m-ai dezamăgit profund. Un olandez și doi români care au vândut peste 14.000 de pastile de ecstasy în România, arestați. Nu le-au vândut arestă, fiind arestați, nu înțelegeți, că așa să înțelegeți, nu? Au fost arestați, dar e un fel de spoiler, vă zic eu, practic asta se întâmplă în articolul care urmează. Procurorii de ICOT au reținut un cetățean olandez și doi români, asta v-am zis, acuzați de trafic internațional de droguri de mare risc și trafic intern de droguri de mare risc. Deși intern și internațional, mon frère, the bad guys. Bad boys, bad boys. După ce au introdus în țară și au vândut peste 14.000 de pastile de ecstasy. Ei, și urmează aici să vă țineți stare, băieți, mai ales ăștia care ați fost olimpici la mate. Zice așa. Cei trei au introdus în țară și au vândut un număr de 14.280 de comprimate contra sume de 25.000 de euro. Da? Deci 14.000, 25.000. Deci, hai să zicem aici un euro și un pic pe bucată, ca să nu... Știi? Deci cam asta ar veni 5 lei pastila. Nu 5, hai să zicem 7. 7. 7 poartă în casă, 14, 25 lei. Hai și un euro jumate, nu că e aia, mai mult de un euro jumate, că e 15, 225, nu? Aia eu zic, deci, bă, 2 euro și 6, zic, da? Bun. Deci ați înțeles, 2 euro și ceva, au vândut 14.000 de pastile cu 25.000 de euro. După aia zice așa, de asemenea, cu privire s-a reținut faptul că la data de 5 noiembrie au remis cu titlul gratuit în o persoană un număr de 48 de comprimate. Iar pe 12 noiembrie a vândut 1915 comprimate,
contra sumei de 27.500 de lei. Deci, pastă tot așa le-o dat, deci 2.000 la 25.000. 2.000 de pastile, deci cu 10 lei pastila cum ar veni, pe acolo, da? 2.000 de pastile, 27.000. 13 lei, da? Deci asta, 3 euro. În acest caz, procurorii de ICOT și ofițerii de poliție judiciară au efectuat duminică 15 percheții domiciliare, în urma care au fost descoperite și ridicate un comprimat ce conține MDMA. Deci zice așa, vă repet, 5 percheziții domiciliare pe raza județelor Arad și Ilfov, în urma care au fost descoperite și ridicate un comprimat ce conține MDMA. I căzuse unul după pat. Diverse sume de bani, trei autoturisme cu privire la care există suspiciunea că au fost folosite la desfășurarea activității infracționale și alte bucuri. Păi, care activitate infracționale? Că aveau un DMA. Și au fost ridicate cantitatea totală de 16.243 de comprimate, nu știm de unde, că ei au descoperit un DMA. Deci o zice așa, un comprimat au descoperit, dar, cumva, miraculos, au fost ridicate, că erau jos și l-au ridicat cineva, asta zic. Cantitatea totală de 16.243 de comprimate, având o valoare de piață de 1.300.000 de lei. Deci, dacă până acum șușa mare era 10-13 lei, nu pot să nu observi acum că acum frățioare e 100 de lei pastila. Deci, așa de la poliție, frățioare, așa sunt bulangii, bulangii. Adică ăia vând cu 10 lei, ei zic că valorează 100, știi? Acum, ori există băieții și ori fi stricat piața și de aia. Și asta e valoarea reală și o arestat că, bă, nu se facă caturi din astea. Că se destabilizează economia, mor dealerii de foame, dracu. Știi? Nu mai au de unde să dă ei șpăgi. Ori exagerează ăștia de la poliție, amândouă variantele pot fi valabile în același timp. Da? Deci cei trei inculpați vor fi prezentați tribunalului București cu, cu propunere de arestare preventivă pentru perioada de 30 de zile. Când mă bâlbui înseamnă că citesc, dar mă gândesc la altceva, să știți. Acțiunea a beneficiat de sprijin ofițerilor din cadrul IGPR, Direcția de Investigații Criminale, Brigăzie Combaterea Criminalității Organizate, București Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate, Ilfov și a polițiștilor din cadrul Inspectoratului Poliției Județean, Ilfov, jucătorilor din cadrul Serviciilor pentru Acțiuni Speciale, Ilfov și al jandarmilor din cadrul Jandarmeriilor din cadrul Brigăzilor Speciale de Intervenție, a Jandarmeriei cu sprijinul de specialitate a Direcției de Operațiuni Speciale. Deci aici imaginează și se termină filmul și încep să apară. Mulțumim! Deci nu mulțumim la băieții care asigura mâncarea, la băieții care au cărat, știți, la primul polițist, al doilea polițist, al treilea pieton, șoferi, catering, lumini, efecte speciale, sunet, sunete speciale, sunete mai puțin speciale, garderobieră, sabia lui Ștefan Cerman, știi de ce asta zic? Nu-i drăguț să mulțumim la toată lumea, am prins niște băieți care vindeau pastile la... sub preț. Asta, că aici ai jignitor. Bun. Un bărbat din Lugoj a tras cu arma la un priveg. De supărare și de durere. Eu acum zic, ce pietre trebuie să suferi să-ți nască în tine sentimentul să strași cu pușca în aer? Ce putea să pierzi? Adică, acum, lăsând gluma la o parte, și eu am avut parte de niște mormântări în viață. Că așa e, mon frer, viața. Vine și se duce. Și trebuie să te duci la mormântări, la niște oameni pe care ai cunoscut. Dar n-am simțit niciodată, nu m-am simțit frățioare ce aș trage cu pușca în aer. Știi? Deci n-am avut niciodată sentimentul ăsta. Știi? A naște în mine niște întrebări la care n-am răspuns, deci asta, că de asta și vreau să vorbesc cu voi. Și mă gândesc că dacă ai altă meserie, nu știu, dacă ești olimpic, arunci cu sulița... Tragi cu arcul, nu știu, cu cornete din alea de hârtie, cu Tuberman, deci cu praștia. Deci, de ce ai trage cu pușca în aer la priveg? Că eu, hai să o luăm așa, bă frățioare, la nuntă, la botez, la... Înțeleg. Te-ai matrafoxa puțin, știi, ai alcool în organism, alcoolul zice, frățioare, trebuie să tragem în aer, știi, că alcoolul face asta. Deci alcoolul se urcă în creier, șede așa un pic, se dă pe spate alcoolul, că alcoolul și asta. Deci alcoolul, să știți că el stă foarte relaxat în timp și zice... N-ar fi tare să tragem cu pușca, știi? Pistolul. Și creierul zice, ba, frățioare, știi? Eu înțeleg asta, deci când ești la botez și ai băgat alcool, când ești la nuntă, fericire, știi? Tragi cu pușca. Ei, parcă aș înțelege-o așa. Fac un artific mic. N-ai avut bani de artificii, tragi cu pușca când ai, știi? Bă, să aibă și asta mică. O amintire de la nuntă ei, niște alice. Bă, dar la mormântare... Ce faci, mon frăr? Gănești spiritele lele, tragi cu... O fi un obicei. În fine,
Zice arma la privechi și zice a fost reținut de polițiști. Un bărbat de 47 ani din Lugo, județul Timiș, a fost reținut după ce a tras cu o armă neletală, dar supus autorizării, un foc de armă în plan vertical la un privechi. Nici bărbatul și nici arma nu figurează în evidență poliției. Deci băiatul ăsta nu era matriculat, asta e prima problemă aici. Deci nu figurează în evidență. Așa, polițiștii lugojeni au fost sesizați de serviciu de vedea că în fața unui imobil de pe strada Rosada din Lugoj, bă, Rosada asta sună cumva, știi? Sună la locul unde se adună oamenii care trag cu pușca în aer, așa. S-a tras un foc de armă. La Rosada. Focul de la Rosada. Focul care, știi? Ah, ok. Se trage unde? La Rosada. Știi? Sunt la 112. Alo, 112, da. Se trage. Unde? La Rosada. Și ăla de la 112 zice: un echipaj la Rosada. Focuri de armă la Rosada. Din verificările efectuate a rezultat facul cu bărbatul de 47 de ani, a fost executat un foc de armă în plan vertical cu o armă neletală supus autorizării, care am mai zis. Da, deci practic arma neletală asta trebuie să reținem aici, supus autorizării. Această armă face zgomot sau împrăștie gaze. De aia când împrăștii gaze ți se zice armă neletală. Situație incredibilă în Brașov. Un cetățean și-a cumpărat o stradă. Primăria nu o poate folosi sau amenaja. Ai săraci, fix strada aia vreau ei să o folosească, să o amenajeze, și-o cumpărat-o bandit. Acest suflet negru de brașovean, care nici nu-i brașovean, că e venit acolo, e stabilit în Brașov, cu un brașovean adevărat, n-ar face și ce. N-ar cumpăra o stradă ca să împiedice primăria să o amenajeze. N-ar, mă, înfred, n-ar. Așa, la Brașov un bărbat a ajuns să fie proprietarul unei străzi după ce a cumpărat-o la licitație. S-a închis nimic greu aici. Cum în aceste condiții primăria nu are dreptul nici să o asfalteze, nici să o folosească în scop public, primarul municipiului Alain Coliba zice că va discuta cu proprietarul și dacă va fi nevoie va apela la soluția exproprierii, relatează realitatea punct. Pe la noi în țărișoară și ai. Mă, înfred, avem o afacere, nu mă interesează. Ok, te expropriem. Asta e la noi, democrația. Proprietatea este sfântă. Cu excepția zonelor pe care primarul vrea să le exproprieze. Ca așa e aici. Da. Bine, ok. În urmă cu ceva timp, terenul pe care se afla strada a fost scos la vânzare, a explicat președintele unei din asociațiile de proprietari din zonă. Să vă explic. Această situație s-a întâmplat și în Baia Mare, doar că în Baia Mare n-au fost cetățeni care să dea știrea în presă. Dar vă explic ce se întâmplă. Niște băieți au un teren, niște alți băieți au alt teren și fac un cartier de blocuri. Sau niște blocuri sau niște locuințe din astea, un cartier de locuințe, cum ar veni. Ați înțeles? Un cartier în care dorm niște cetățeni, dormitor, practic. Da? Fac o zonă dormitor pentru niște cetățeni care lucrează în oraș. Și cetățenii aia trebuie să ajungă în vreun fel acolo. Și ce fac dânsii? Ei își croiesc pe terenul omului un drum, pe care îl intitulează stradă. Și după ce construiesc un anumit număr de clădiri și de locuințe și de ce construiesc ei acolo, pentru o șmecherică cu niște intervenții pe la primărie, pe la comisiile de ce comisii se ocupă ei acolo, știi? Să introduce strada în circuitul de asfaltări și de amenajări. Că așa e în tenis, mă, frate. Tu faci blocurile, primăria contra unei șpăci, bineînțeles, acum nu înțelegeți greșit. Nu primar, nu zic de primar, băieții care se ocupă. Contra unei șpăci, da, îndrăznesc să afirm că în Brașov să dau șpăci la primărie. Deci chiar, uite, iată. Deci contra unei șpăci să introduce strada în circuitul natural al asfaltărilor. Și primăria vine și asfaltează moca și iată, toată lumea e mulțumită. Proprietarul vinde apartamentele mai scump că drum asfaltat până la proprietate. Știi? Cetățenii dau banul gros că, bă, drum asfaltat până la proprietate. Primăria dă banul, știi? Toată lumea e fericită. Că așa e în tenis, mă, frer. Amintiți-vă de asta când voi o să vă rugați de primar să vă repare drumurile și nu o să fie asfalt. Că n-avem bani. E asfalt. Ok. Între timp, băieții ăia care aveau terenul pe care s-a croit această minunată străduță s-au plictisit, înțelegi, de viața în țărișoară și au vândut terenul pe care era străduța, dar pe care străduța bănuiesc că nu era trecută în acte, că dacă era trecută în acte, nu se putea vinde. Deci, practic, acest drum era nițel ilegal, dacă e să mă întrebați pe mine, da? Dacă e pe proprietatea altui cetățean. Există drept de servitute, ești obligat prin lege să dai acces pe terenul tău la unor cetățeni care n-au drum în zona respectivă, așa e legea, așa zice legea, de dacă tu cumperi un teren, cei din jurul tău nu te pot bloca să n-ajungi la el, îți obligat să îți asigure un drum ca să ajungi la terenul tău, așa e în tenis, mon frer, e o lege bună și veche, ca de altfel toate legile vechi care sunt bune, spre deosebire de alea care sunt vechi și nu sunt bune, de ce asta zic? Dar aici vedem că terenul respectiv, drumul respectiv era nițel neaflându-se în acte.
Și zice așa, a avut loc o licitație. Din păcate, primăria Brașov n-a participat la această licitație și strada a fost achiziționată de către o persoană fizică. N-avea cum să fie, mon frère, dacă era matriculată, dacă era întabulată ca și stradă. Dar ea nu era. Ea era pur și simplu un câmp pe care cetățenii și-au croit drum și pe care doreau să o arunce în cârca primăriei și să o asfaltează. Înțelegeți? E foarte simplu aici. Aici nu e despre un băiat care mărșav o cumpărat o stradă și împiedică cetățenii, zice, stați așa că această stradă deservește accesul către piață, către grădiniță, către școală. Sunt destule familii în cartier care ar putea folosi această stradă. Deci mai au altă stradă, au și altă rută, dar ei vor să meargă pe acolo. Momentan este blocată, nu este utilizabilă, nu este iluminată, sunt câini vagabonzi. Vă dați seama că nimeni nu riscă să treacă pe această străduță. Păi nu văd de ce ar trece mon frère dacă străduța mon frère e a unui alt băiat? Fiind proprietatea dânsului, eu știu că românii au o proprietate, au o problemă mare cu proprietatea și cu terenurile mai ales. Eu vă spun că eu pățesc aici, eu am niște cetățeni care veneau și parcau pe, pur și simplu în fața halei la noi și i-am documentat, du-te de aici și el ce da de ce. Că așa o vrea organismul meu, e hala noastră, e terenul nostru, proprietate privată și e parcare pentru clienții noștri. Dar nu stau numai 5 minute. Ei, je reviens, mon frère, du-te de aici, că n-ai de ce parca aici. Da, dar nu stau mult, nu mă întreb ceva, mou, nu sta deloc. Ai, domnule, ți-ai spus pe scandal, știi? Eu! Asta e țară, așa faceți, bă, tăți, știi? Ok, un loc de parcare, eu vă zic. No, îți dai seama străduță, îți dai seama ce... Străduța fiind străduță, deja ei și-au făcut străduță acolo, deja oamenii, fiți siguri că ei deja erau proprietari. Deci, practic, aici avem de-a face cu o ilegalitate, dacă e să mă întrebați pe mine, dar... Deci domnul ăsta care e privat de accesul la piață, grădiniță și școală și îi atacat de câini și îi frică să nu meargă că nu-i iluminat, se sesizează la primărie, care primăria zice, vom avea o discuție cu nouul proprietar și vom vedea care sunt pretențiile sale. Avem și valoarea, varianta exproprierii pe caz de utilitate publică în valoarea pe care deja o avem evaluată undeva la un sfert, o treime din prețul cerut la licitație. Coliban a mai afirmat că va discuta cu proprietarul, deci practic, hai să-i dăm țepică la om, știi? Că așa băieții ăia care s-au adunat, știți că cetățenii ăștia care își cumpără proiecte din astea rezidențiale, la un moment dat se transformă într-un fel de hait, așa, într-un fel de, bă, frățioare, noi suntem aici stăpâni pe planetățică și noi avem toate drepturile, restul cetățenilor care sunt în jurul nostru, n-au drepturi. Noi, fiind intelectuali și noi acum proprietari aici, bă, eu sunt proprietar, știi, ăștia, deci sentimentul ăsta sunt proprietar. Am impresia că pot să fac orice. Bine, iată că și fac, dar bineînțeles aici, vă repet, trăind în țărișoara asta, nu cred că vă mai miră ceva. Exclusiv, cum a dat afaceristul Bacel Ciolacu o țeapă de 11.000 de euro la stat. Vă explică foarte simplu, Nea Ciolacu a făcut o firmă doamnei Ciolacu, în care dânsul era administrator, și nu și-a plătit taxele timp de câțiva ani, care taxele s-au ridicat la 47.000 de lei. Firma a fost băgată în insolvență urmând falimentul de către statul român și această sumă urma să fie imputată administratorului firmei. Și aici urmează lucru interesant. ANAF-ul a constatat că domnul Ciolacu nu că n-a vrut să plătească, n-a putut să plătească. Lucru care eu vreau să vă spun că e o premieră în justiția din România. Pentru că în momentul în care o firmă are datorii la stat, eu vă spun prin ce am trecut eu. Deci eu când am luat țeapă, de la băieții ăștia de la Italsofa, de-am dat faliment, știți? Am rămas fără bani, că asta e, deci în termen, deci pe scurt, cam asta înseamnă când dai faliment, n-ai bani. Vin oamenii după bani și tu n-ai de unde să le plătești. Și noi am reușit să plătim datoriile la furnizori și o mare parte din datoriile la stat. Din păcate și din nefericire, dobânzile și penalitățile erau așa de mari, că n-am mai reușit să plătim tot la stat și am rămas cu o anumită sumă, nu mare, aici discutăm. Am plătit tot ce însemna drepturile salariaților, pensii, absolut tot ce trebuia plătit, da? Doar că au mai rămas niște sume la TVA, că acolo noi facturând și fiind obligați să plătim TVA-ul la facturare, am cam luat o pânguriță. Băieții ăștia nu i-au plătit facturile și penalitățile s-au adunat până când n-am mai putut să ținem firma, nu așa, pe linia de plutire. Bun, deci ați înțeles. Și au rămas niște datorii la stat. Știți ce a făcut primul lucru ANAF-ul? A zis, administratorul Gabriel Oană nu vrea să plătească, pentru că el e un infractor și trebuie să atragem răspunderea dânsului. Acțiunea de atragere a răspunderii administratorului Monfrer înseamnă că statul român,
zice, tu ești de vină pentru tot ce s-a întâmplat în firma respectivă și tu va trebui să plătești. Bineînțeles că noi am contestat în instanță această decizie și bineînțeles că am luat-o pe înguriță, pentru că în statul român v-am explicat, lucrurile merg dacă ai bani. Dacă o văd judecătorul că firma e în faliment și noi chiar n-aveam niciun leu, eram rupți în partea dorsală, deci eram practic fără niciun fel de posibilități financiare, judecătorul a zis, a, păi ai pierdut procesul, mon frere. Dacă aveai și tu ceva, niște gloanțe în buzunar, bine, mi-a zis așa. Eu vă traduc body language, știi? Și iată, mi s-a atras mie această acțiune, adică a fost administratorul tras la răspundere. Și bineînțeles, am fost obligat să plătesc toate sumele alea. Eu. Care eu vă repet, eu am plătit taxele la stat, eu am făcut afaceri, eu am luat țeapă de la alți cetățeni. Cetățenii n-au fost implicați în niciun fel, nu i-a întrebat nimeni de sănătate. Eu am fost de vină pentru tot. Nu firma, cum zice în mod normal, zici, poate să faci SRL, răspunde în limita capitalului social. Na, nu merge vrăjeala asta. Deși, vă repet, eu le-am explicat oamenilor că eu nici măcar n-am luat salarul din firma respectivă, n-am avut nicio treabă, n-am avut datorii la nimeni, n-am dat bani împrumut, n-am luat bani din firmă, n-am nimic. Pur și simplu, nu s-au plătit datoriile la timp la stat, că nu încasasem și n-aveam de unde plăti, crescut penalități, n-am putut să mai redresăm firma. Deci eu, vă repet, n-am luat niciun leu. N-am avut nici măcar o secundă posibilitatea să mă opresc. Am fost la finanțe, am cerut reeșalonare, nu se putea, că dacă nu era în partidul care trebuie, atunci nu se dădea. Nu că acum s-ar da. Știți că v-am zis că în pandemie ne-au făcut reeșalonare băieții ăștia de la ANAF. Băieții ăștia, șmecheri de la ANAF ăștia, că recuperează datoriile plătite, de, știi? Ne-au făcut reeșalonare, dar în reeșalonarea lor am plătit și dobânzi și penalități. Știți că ieșeau băieții ăia, ieșea Nea Câțu. Câțu, Câțu, Câțu. Ieșea la televizor și zicea, noi ajutăm firmele, noi avem un plan de măsuri și le ajutăm să nu moară. Ajutorul a fost că ne-au împărțit datoria în 12 luni, dar ne-au obligat să plătim de datorii, deci penalități și dobânzi. Deci ca și cum nu ne-ar fi ajutat. Adică dacă nu plăteai la stat, era exact aceeași situație. Deci înțelegi ce zic? Și noi am, adică eu am, na, noi nu plăteam că nu ne-am încasat, chiar și vă spun, eu n-am altă sursă de finanțare. Dacă nu plătesc clienții, eu n-am de unde plăti, eu n-am bani acasă, n-am 1 milion de euro pus deoparte, zic, aș, dar just in case, dacă cumva nu plătești un furnizor să iau nici 100.000 de euro schimb și plătesc, eu n-am. Că noi suntem o firmă mică, noi ne târâm de pozi pe alta, n-am primit finanțări europene, v-am mai zis poveste. Așa, și noi am plătit după câteva luni, că trebuia să cumpărăm hala și banca nu ne dădea dacă aveam datorii la stat. Așa că am mai strâns din cur, am mai luat niște bani împrumut de la niște prieteni și am plătit datorii la stat mai repede. Că așa e în tenis. Ei, în decembrie acum, contabilul nostru a constatat că statul ne-a ars cu 500 de lei, adică ne-a luat 500 de lei în plus. Da? Deci 500 de lei pe care i-a ținut un an de zile. Înțelegeți ce vă zic aici, da? Și contabila noastră a depus o hârtie. Bună ziua, bună ziua, ne-ați luat prea mulți bani. Și am primit răspuns de la ANAF, aveți dreptate. V-am luat 500 de lei în plus, dar am uitat să vă calculăm ceva și aveți datorii 130 de lei, 128 de lei și un leu la TVA, știți? Păi da, mă vreau, dar tu ai ținut 500 de lei, adică 500 de lei nu erau, mi-ai ținut, nu-mi dai dobândă pe aia 500 de lei, dar tu mi-ai dobândă pe nu știu ce bani de trebuie să dau 128 de lei. Sunt lucruri diferite. E bun, hai să le reglăm. Nu, nu se poate. Deci, ei mi-au ținut banii cu japca, mi-au calculat greșit ei, că eu greșit, știi? Noi am găsit greșeala, trebuie să ne dați 500 de lei înapoi și în loc să ne dăie 500, ei ne-au dat 320 de lei, că 180 de lei au găsit ei ce, 128 de lei, mai știu, ceva. O găsit să nu ne dăie tăți banii. Înțelegi ce vă zic eu? Dar nouă nu i-au calculat dobânzi și penalități că ne-au ținut banii. Nu, ne-au calculat dobânzi și penalități că n-am plătit noi, care noi plătisem în plus. Da, bă, asta e România. Deci ca să înțelegeți cam cum se comportă ANAF-ul cu restul cetățenilor. În schimb, pe domnul Ciolacu, ANAF a zis că 10.000 de euro, până nici o sumă așa de mare, nu apare nicăieri intenția administratorului de a nu plăti. Deci, practic, dacă domnul Ciolacu nu plătește, ANAF-ul se uită la acție și zice, aici nu e o intenție clară că nu vrea să plătească. Deci faptul că el nu a plătit, în ochii ANAF-ului nu e o intenție că nu a vrut să plătească. Înțelegi ce vă zic eu? În afară de asta, domnul Ciolacu are niște venituri mon frère, adică nu știu dacă știți. Știți că lui picau banii, îi săreau banii aia de 200 lei din sacou, nu-i mai încăpeau în sacou. Știți? De mai multe ori l-a prins. Înțelegeți ce vă zic eu? Eu nu cred că avea o problemă să dai o 10.000 de euro la stat. Eu zic că n-o vrut. Și pe de altă parte zic că nimeni de la ANAF nu a avut curajul să-l amendeze pe Nea cu Ciolacu, să-l lege. Că na, fiind președintele PSD, îți dai seama că șeful de la ANAF și de la finanțe e la PSD. Bine, șeful l-am amendat pe Nea Ciolacu, știi? Nu poți.
Ce ați mai făcut, băieți? Pe cine ați mai amendat? Eu, șeful, zice, l-am luat pe președintele PSD, l-am rupt. 10.000 de euro i-am luat din cont. Poți să faci asta. Că ajungi să, nu știu, să cari cafele, să nu știu ce fac ăștia de la ANAF, care pică în disgrația șefilor. Nu știu. Deci cam așa funcționează lucrurile. Și dacă îi trebuie să o dăm așa pe abuzuri, zice așa. Exclusiv avionul donat de Țiriac pentru Smurt, folosit de Gabriel Oprea pentru zborul special. Miliardarul Ion Țiriac a donat statului un avion pentru misiuni umanitare și salvarea de vieți omenești. Asta știți că se zicea că Țiriac nu face nimic pentru țărișoara asta. De fapt, aparatul a fost folosit și pentru transportul special al demnitarilor, în funcție cu generalul Gabriel Oprea. Zice așa. Documente obținute de către defapt.ro, așa se numește site-ul ăsta, dovedesc că în cel puțin două rânduri Gabriel Oprea, însoțit de colaboratori, a zburat cu avionul donat pentru Smurt în misiuni fără nicio legătură cu urgența medicală. În primăvara anului 2014, omul de afaceri în Țiriac a donat statului un avion Cessna Citation 5, sau V, unul din astea două, pentru misiuni umanitare. Contractul de sponsorizare a fost semnat pe 23 aprilie 2014 între firma Ion Țiriac Air Țiriac și Air Jordan, azi, și Inspectoratul General de Aviație, IGAV, care a primit cu titlul gratuit dreptul de proprietate asupra aeronavei. La acea dată, valoarea contabilă a aeronavei era 1,7 milioane de euro. IGAV se afla în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care atunci era condus de... Era să zic ordinar, dar nu pot să zic, Gabriel Oprea, care era și vicepremier. Conform contractului de sponsorizare, avionul a fost donat cu obligația folosirii pentru misiuni Smurt, în scopuri umanitare, salvarea de vieți omenești, medico-sanitare și salvarea victimelor accidentelor și persoanelor aflate în stare de dificultate. Bineînțeles, avionul putea fi folosit, aici vă dau eu din casă, și pentru zboruri speciale, care înseamnă zboruri pentru menținerea aeronavigabilității, cele tehnice și cele necesare instruirii personalului sau altele. Aeronavigabilității asta înseamnă că avionul într-o anumită perioadă trebuie să facă un anumit număr de ore de zbor, să nu șadă la sol, practic să nu stăie ani întregi, să nu fie folosit. Este o obligație ca la nu știu cât timp să se facă un zbor, nu știu, o dată pe lună, o dată la trei luni. Aia nu era inclus în... Adică nu era inclus în memorandul ăsta, în hârtia semnată de Țiriac, de băieții la Țiriac și Inspectoratul Vieții, doar că lucrurile astea se auto-includ. Adică știut ei, oamenii nu se deranjează dacă avionul zboară gol. Dar n-ai ce să faci, că dacă nu zbori cu el gol, nu mai ai voie să zbori și să aterizezi cu el pe aeroport, știi? Și pe scurt vă dau, că n-are rost să o lungim, domnul Gabriel Oprea zice așa. Primul zbor special făcut de Gabriel cu aeronava lui Ion Țiriac, da? Avionul a decolat de pe aeroportul internațional București și a aterizat pe aeroportul internațional Timișoara. Deci, voi vă dați seama, omul a făcut un zbor de 45 minute, că așa vrea organismul lui, să o spun la Timișoara, da? De la Timișoara s-a dus în Craiova și din Craiova s-a întors la București. Că așa vrea organismul lui. Nicio urgență aici medicală, în vreun fel, nu s-a salvat nicio viață. S-a salvat doar orgoliu mizeriei acestui om, da? Al doilea zbor special la Bruxelles, zice domnul ministru Gabriel Oprea, a urmat o nouă misiune, da? Trebuia să zboare la Bruxelles pentru a participa la Consiliul de Justiție și Afaceri Interne. Atunci la bord s-au mai îmbarcat secretarul de stat, generalul Ioan Ilie Boto și Elena Oprin, bla 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 bla. Deci practic, ca să înțelegeți, omul s-a dus la Bruxelles cu un private jet, cum ar veni, cu un avion din ăsta micuț, nu stai la îmbarcare, la debarcare, la mizerii, nu te întreabă nimeni nimic. Aterizezi acolo și tu că na, deci ești la Bruxelles, adică nu te duci, frățioare, ca oricare. Deci voi înțelegeți că omul ăsta pur și simplu s-a pișat pe țărișoara noastră? Voi înțelegeți că omul ăsta a făcut absolut ce-o vrut el în țara asta și nimeni, absolut nimeni nu i s-a opus? Da, eu dacă eram Nea Țiriac, eu îl blocam, îi puneam o telecomandă și știi? Îl blocam, mereți în căcat, nu zboară nimeni. Așa, denunț înainte de condamnare, o nouă metodă de a scăpa de închisoare. Ca să vedeți cât de inventivi avocații de la noi în țară, că nu-i vorba despre infractori aici, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Vorbim aici despre domnul Lucian Duță, în caz că ați lipsit de pe planetă. Domnul Lucian Duță este fostul șef al CNAS, Consiliului Național al Asigurărilor de Sănătate, sau ceva în genul ăsta. Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acest domn a fost prins cu o șpagă de 6 milioane de euro, în caz că vă mai aduceți aminte, că a fost nițică vâlvă în perioada respectivă. Și dânsul este condamnat acum la 6 ani de închisoare, plus confiscarea sumei. Vă dați seama că el lua 6 milioane de euro de la o singură firmă.
Ca să înțelegeți ce afaceri se făceau la nivel de case de asigurări de sănătate, eu vă spun că aici, în Baia Mare, era un băiat, pot să dau, adică am, nu neapărat dovezi, dar știu exact cine a fost implicat, că vă spun ce s-a întâmplat în Baia Mare. Și cred că v-am mai și povestit. Era un băiat aici care împacheta hârtie de Xerox. Deci aducea hârtie jegoasă din China, o tăia frumos și o băga în pachete de hârtie de Xerox și o vindea ca hârtie de Xerox. Câștiga 300% la afacerea asta, că el se bătea cu ea care aveau 10 lei pe pachet, pe el costa 3 lei un pachet de hârtie și o dădea la 9,99, știi? Și o câștiga licitație la Casa de Asigurări de Sănătate și vă câțiva ani o livra hârtie, până le-o spart la aia complet toate copiatoarele, că hârtia de tipografie, spre deosebire de hârtia de Xerox, are un praf abraziv, care distruge absolut orice componentă în care, cu care vine în contact. Aia vă spun sigur că am avut tipografie și dacă există ceva mai dăunător și mai nașpa pe planeta asta, e praful de hârtie. Bineînțeles, la utilajele tipografice, alea-s făcute știind că o să lucreze cu praf de hârtie și super unse și super lubrifiate și super protejate, toate părțile. Ei, la copiatoarele alb-negru astea de instituții, nu-s așa. Bineînțeles că de aici toată lumea a avut de câștigat. Băieții de la Xerox câștigau că reparau Xerox-urile sau cei aparate poate au avut minolta sau nu știu. Da? Șefii de la CNAS-ul de aici, din Baia Mare, câștigau că luau și ei o șpagă de la băiatul ăsta și băiatul ăsta făcea banul gros, cum ar veni. Ei, la banca la care aveam și eu contul, băiatul ăsta care vindea hârtie de Xerox avea multiple dobânzi, avea multiple depuneri de 1.000.000 de euro. Înțelegeți ce vă zic eu? Deci avea mai multe depozite de 1.000.000 de euro la termen, la bancă. Așa se fac afacerile, mon frere. Deci aia zic că băiatul ăsta l-a prins cu la 6 milioane de euro, cred că l-a prins în ziua lui proastă. Deci a fost o zi în care o lua puțin șpagă, zic. Șmecherica de care vreau să vă vorbesc aici, că asta e interesant, domnul Duță, Dute Duță, așa, a inventat o nouă șmecherică ca să scape de pedeapsă. Zice așa, în lege, o găsit eu o chestie în lege, că dacă faci un denunț despre un infractor, știi, despre cineva, nu-i nevoie să-l dovedești, nu-i nevoie să prezinți probe, dar dacă faci un denunț, ți se reduce pedeapsa la jumătate. Și domnul Duț a făcut un denunț în defavoarea doamnei care l-a dat în gât. Adică doamna care l-a băgat în pușcărie, știi? Acum are și pe numele dânsei un dosar penal făcut de acest domn, care nu urmărește neapărat să se răzbune, deși răzbunarea e arma Duțului, știi? Deci sigur vrea să se răzbune omul. Ideea e că el vrea să-și reducă pedeapsa și conform legii, dacă avocații șmecheri, au nevoie doar de un judecător cu tupeu, care iarăși vă zic că în România nu cred că e o problemă, că v-am zis, eu n-am niciun fel de încredere în justiția din România. Eu cred că justiția din România e money-based, știi? Deci e pur și simplu e o instituție în care trebuie să plătești pentru servicii. E ca și cum ți-ai închiria un imobil de lux sau ca și cum ți-ai lua o cameră la hotel. Te duci și zici, vreau un judecător. Câți bani? Păi 10 milioane de euro. Păi trebuie să dai atâta. Asta cred eu. Deci eu s-ar putea să mă condamnați, s-ar putea să nu fiți de acord cu mine, dar eu asta e părerea mea după interacțiunile pe care le-am avut eu cu justiția, ca să înțelegeți despre ce povestim aici. Bun. Deci el trebuie să găsească un judecător care să fie de acord cu manevra asta, scapă după 3 ani. Vă repet, eu zic că mai are niște bănuți are el puși deoparte omul, nu cred că e prost, știi? Asta mă gândesc. Deci nu a fost prima oară când o lua șpagă și în ziua aia l-a și prins, ghinionul dracu. Statistic, e imposibil să te prindă în prima zi în care faci mecherii, știi? Deci statistic nu se poate, trebuie să fie măcar câteva alte șpăgi pe lângă. Și îți dai seama că dacă de la ea cu softul la 6 milioane, îți dai seama că te-o lua de la ea cu hârtia de Xerox. Că na, ăsta era la național, știi? Ok, și cam atât din tenis. Microbuzele morții, un articol în România în direct, zice pe Europa FM, cine sunt vinovați de accidentele cu multe victime, șoferii, patronii sau autoritățile? Vorbim aici despre accidentul ăla în care au murit 7 oameni, cred că vă mai aduceți aminte, un băiat cu un tir rodat într-un camion în care erau oameni, erau niște băieți care mergeau pe ceva șantier. 7 morți, șoferul de tir și am înțeles 6 din ceilalți care erau în mașina cealaltă, pentru că în mașină nu aveau niciun fel de scaune, stăteau bănesc pe niște chestii improvizate. Din păcate, oameni buni, aici nu mai avem de-a face cu PSD-ul, nu mai e de vină poliția română, nu mai e de vină aia că n-avem noi autostrăzi și nu mai e de vină nimeni. Aici, mon frere, e de vină locomia omului prost și nerespectarea legii. Pentru că noi, din păcate, noi ne-am făcut o, cum să vă zic eu,
o direcție, un țel în viață din nerespectarea legii. Asta e țărișoara, asta e România acum, deci hai să nu respectăm legea, mon frere. Asta să facem, știi? Să fim noi mai șmecheri, lasă-mă mică că ne descurcăm noi. Băiatul ăla cu camionul care i-a lovit Duba, ăla avea cartela tahometrului de la un alt coleg. Deci, practic, el era cum ar veni la a doua tură. Asta bănuiesc eu, că de altfel n-ai avea niciun motiv să porți cartela tahometrului sau poate vrea să meargă în cotură, nu știu, adică să lucreze o perioadă mai lungă de timp. Asta înseamnă că omul era nițel obosit. Din cauza asta s-a produs în primul rând accidentul, că omul era obosit. Pe de altă parte, băieții care au murit în Dubă, Dumnezeu să ierte, ăia n-aveau nicio vină. Doar că n-ar fi trebuit să se urce într-o mașină în care n-au scaune și centuri de siguranță. Românii fac asta foarte des, eu vă spun și în business, eu văd în afacerea mea. Colaboratorii de-a mei n-au niciun fel de problemă cu asta. Eu, ca să înțelegeți, eu când aveam mai mulți angajați, eu mi-am luat Dubă cu 7 locuri și Ben în spate. Și din cauza asta, din când în când, trebuia să ne închiriem o mașină, că nu aveam loc să ne punem sculele și reclamele în mașină. Dar eu am preferat să-mi aduc oamenii și să-i duc totdeauna în condiții de siguranță. Asta a fost motivul pentru care am luat Dubă cu 7 locuri. Că puteam să iau o Dubă cu 2 locuri și să pun în spate niște scânduri și niște lăzi și aia, mămică, vă descurcați voi cum puteți. Dar n-am avut, nu m-a lăsat inima să fac asta. Înțelegeți? Tu, ca angajat, când te duce șeful la lucru și vezi că te pune să stai pe niște scânduri într-o Dubă, nu te urci. Adică eu personal nu m-aș urca. Nu, mon frere, uite, eu nu vreau. Îmi pui viața în pericol și nu vreau. Știi? Că uite ce se poate întâmpla o minune din asta și vă repet, aici nu-i de vină Iliescu, nu-i de vină PSD-ul, Ciolacu, nu-i de vină Ludovic Orban, Câțu, nimeni. De vină aici, pur și simplu, oamenii și lăcomia lor. Faptul că nu au vrut să plătească un microbus să-și ducă oamenii la lucru sau nu și-au cumpărat un microbus cu locuri, că e mai mare asigurarea, înțelegi? O dus la mizeria asta. Îmi pare foarte rău că trebuie să vorbim despre asta, dar vreau să vă spun că e foarte important în viață să luați deciziile corect. Și în primul rând să luați deciziile care vă protejează viața. Dacă vreodată zice un hai mămică să ne urcăm 8 în mașină pe 5 locuri, să ziceți nu. Chiar dacă mergeți la distracție. Bă. Dacă vreodată zice hai urcă-te în Dubă, n-am scaune, dar o să stai pe niște cutii de bere. Nu. Nu te ducem, mă, frate. Dacă zice șeful hai frățioare, taie cu flexul ăsta că nu-ți trebuie ochelari. Nu. Nu face. Știi ce zic? Dacă zice, urcă-te mă pe scară, n-am centură, lasă-mă că nu stai nicio centură, nu pățești nimic. Nu, nu te duce. Niciodată nu fă lucrurile care îți pun viața în pericol. Că viața e una, ți se duce rapid. Și iar zic, ca să fac un băiat economie, nu merită să zici tu viața. Cam asta pe scurt, despre ce vroiam să vă zic. Stăți așa și nu mișcați. O dăm un pic pe politică, zice așa. Deputații USR sunt singurii care au votat pentru eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor. Comisia de Muncă din Senat a respins miercuri inițiativa USR de eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali. Aleșii USR au fost singurii care au votat pentru, în timp ce senatorii PSD-ul de Mereș și Aur au votat împotrivă, iar senatorii PNL s-au abținut. S-au înregistrat 7 voturi pentru respingere, 4 împotrivă și 2 abține. Deputatul Ioan Rotaru, PSD, președintele Comisiei de Muncă, a ținut să precizeze că subiectul pensiilor speciale reprezintă o chestie delicată și trebuie tratată ca atare. Păi delicată că e vorba de salariile voastre, bă. Ministerul Dezvoltării, reprezentat în ședință pe Marian Marinescu, a spus că sunt argumente pro și contra, dar că sunt aleși locali care au 2-3 mandate și sunt în imposibilitatea de a-și putea plăti măcar prezența la un azil de bătrâni. Mon frere, să-și plătească pensie privată, că iarăși îți spun, primesc o căciulă de bani pentru asta, nu te mai întâlnă, dați și pensii. Pentru 2-3 mandate. 2-3 mandate înseamnă că primesc foarte mulți bani în fiecare lună, mon frere. Din banii aia poți să-și plătească o pensie suplimentară, 200 lei, poți dai 200 lei pe lună la stat, nu-i problemă. Poți să-ți faci o pensie separat. Ok, n-are ok. Șoșoacă cu brobadă roșie și tricolor pe ea în Parlament, amenință UE. Pe aici nu se trece. Deci așa. Senatoara Diana Șoșoacă a apărut miercuri în Parlament la ședința solemnă dedicată aniversării a 15 ani de la aniversării a 15 ani de la aniversarea României. De la intrarea României în UE, zice. Cu o brobadă roșie pe cap și drapată în stea tricolor pentru a ține la pupitru un discurs cu puternice tente naționaliste și anti-UE. Discursul senatoarei, care apariție la pupitru a stârnit râsete printre colegii ei, vine într-un moment extrem de complicat, mai ales pe fundalul tensiunilor, bla, 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 bla.
În fine, nu asta am vrut să vă zic, am vrut să vă arăt poza, să vedeți pe doamna Șoșoacă, în toată splendoarea ei, că doamna Șoșoacă ea nu m-a întrebat splendoare. Stai să văd aici dacă... Că undeva mai aveam, pe undeva nu mai am. Pare rău, asta este. O să vă mulțumiți cu o poză mai nășpucă și... Mai nășpucă. Da, deci iată aici. Aceasta este doamna Șoșoacă. Și doamna Șoșoacă, când s-a dus la tribuna Parlamentului, ea zice că românii, oamenii au început să râdă, că-i, deci chiar de râs, adică nu vă supărați că vă zic. E de râs femeia. Deci nu, depășește chiloți, uite, chiloți. Asta, galbeni. De aia mi-i și arată, cred. Și șlapi Adidas, vedeți? Așa galbeni. Îi am. Bun. Deci, femeia e de râs. Am ajuns la momentul în care pur și simplu provoacă râsul femeia asta. Deci nu mai avem ce să facem. Râdem. Și ea zice, e foarte drăguț că râzeți când se arborează steagul. Arborarea înseamnă urcarea pe un catarg, my friend. Deci pe un stâlp, pe ceva înseamnă arborare. Că ideea e de la arbor, de pe arbore, știi? Na. Doamna să consideră un suport pentru steagul României, practic. Asta, cam ăsta e mesajul. De repet, femeia e de râs și am vrut să vă arăt asta doar ca să vă dați seama că e de râs. PSD-ști încerc socoteală lui Vulceanu. De ce pierde România 2 miliarde din PNRR? Am vrea să știm de unde îi taie. Deci, domnul Radu Oprea, purtător de cuvânt de la PSD, după ședința Consiliului Național, îi cere socoteală domnului Dan Vulceanu, care domnul Dan Vulceanu e ministrul fondurilor europene, în caz că nu știați, să explice declarația potrivit căreia România va pierde 2 milioane de euro din finanțarea din PNRR. PNRR. Așa. Și ca să înțelegeți cât sunt de proști băieții ăștia de la PSD, că iarăși vă zic, n-avem cum, nicio secundă n-avem cum să-i bănuim de inteligență, că n-avem de unde. Noi, într-adevăr, o să pierdem 2 miliarde de la PNRR, dar asta doar pentru că la un moment dat, și stați că vă zic și când... Da. Deci în 2021 noi am făcut mai mulți bani decât să prognoza. Da? Deci situația s-a făcut în anul 2020 și s-a zis, bă, noi în anul 2021 o să pierdem niște bani. Din fericire, din motive total independente de PSD și PNL, economia țărișoarei a urcat nițel. Urcând, noi nu mai beneficiem de toți banii pentru că noi am ieșit din graficul respectiv, înțelegeți ce vă zic eu? Deci banii aia 2 miliarde îi primeam dacă țara ar fi pierdut bani. Din nefericire sau din fericire, țara nu a pierdut bani. Așa că nu o să mai primim aia 2 miliarde, înțelegeți ce vă zic aici? Dar domnii la PSD, ei nu înțeleg asta. Ei atât au auzit, bani mai puțin de furat, știi? Deci, bă, vin mai puțin bani în țară. Mon frère, păi să-l tragem la răspundere. Păi, omul nu are nicio vină, că nu-i vina lui. Nu-i nici meritul lui, să înțelegeți asta. Deci pur și simplu s-au întâmplat niște lucruri. Așa. Domnul Drulă i-a acuzat că fură bani din banii țărișoarei. Doar că domnul Drulă s-a apărat, zice, anul trecut, în 2021, am vândut pentru prima oară o parte din acțiunile pe care le aveam la o societate din America, cam 20% din acțiunile pe care le dețin. Explicația, zice, înainte să intru în politic, am fost unul dintre primii colaboratori a unui startup american în domeniul dronelor care livrează automat pachete. Ca unul dintre primii colaboratori am avut opțiunea să achiziționez niște acțiuni la această companie în anul 2016. Aceste acțiuni sunt în toate declarațiile mele de avere din momentul în care am ocupat o poziție publică. Anul trecut am vândut 20% din acțiunile pe care le dețin, contra sumei de 2,5 milioane de dolari. Deci, practic, nea Drulă stă pe bani serioși. Bravo lui, cinste lui. Restaurația oamenilor PSD, printre numiri, nepotul unui fost lider PCR și șeful, fiul șefului CJ Vaslui. Deci, practic, aici ce se întâmplă? Oamenii de la PSD au repornit mașina de numiri publice. Dau afară oamenii PNL-ului și pun băieți de la PSD, ca și aia în tenis, sau, știi, de la USR, îi mazilez pe aia de la USR și își pun oamenii lor în loc. Asta știe să facă PSD-ul, PSD-ul cu asta se ocupă, cu locuri de muncă. Practic, PSD-ul e cea mai mare agenție de plasare a forțelor de muncă și ar trebui să-i cheme la târguri din astea. Când vin târguri, ar trebui să vină băieții de la PSD, că, iarăși îți zic, decât să plătești o firmă care să-ți facă headhunting, știi? Nu mai bine duci la PSD și zici, bun frate, îți dau 20.000 de euro pentru fiecare om. Și dacă PSD-ul nu are o bază de oameni și nu poate să-ți aducă oameni când vrei tu și ce vrei tu, cu orice calificare, apoi nu știu cine poate în țara asta. De-aia zic, eu consider că e total greșită abordarea. PSD-ul ar trebui să fie chemată la toate târgurile astea de joburi. Asta zic eu. Să-și facă site. Sau să-și facă un subdomeniu pe PSD. psd.ro/joburi.
angajări. Oameni, da? Așa. Mii de oameni, nu de mii, mă scuzați. Milioane de oameni sufocați fiscal de privilegii. Năsui dezvăluie procentul cu care au crescut pensiile speciale în ultimii 6 ani. Zice așa, Nea Năsui, în caz că nu știți, Nea Năsui, eu fui un deputat de la USR și a fost ministru economiei. Prezintă luni, 31 ianuarie, într-o postare pe Facebook, datele privind nivelul la care au crescut pensiile speciale pe perioada ultimilor 6 ani. Mai precis, românii plătesc în prezent prin taxe și impozite pensii speciale cu 73 mai mari decât în 2016. Aici ne arată Nea Năsui despre ce vorba, vă arăt și eu. Și ei zice așa, beneficiari, poliție și jandarmerie, creștere 107%. Militari, creștere 35%, magistrați, creștere 186%, angajați SRI, STS, SIE, SPP, 72%. Pilot și personal navigant, minus 1,5%, dă-i dracu, ce treabă avem cu ăștia noi, nu? Agenți, angajați din justiție, 31%, aici în caz că nu știți, grefieri, băieții ăștia care poartă dosare, mai un, știi? Angajați, că ei sunt angajați din justiție, nu știi? Angajați ai curții de conturi, 81%, angajați în parlament, 206%. Deci înțelegeți despre ce e vorba? Deputații în scădere minus 14% și senatori minus 2,7%. Dar asta se întâmplă doar pe moment, pentru că deocamdată să mai discută dacă să primească sau nu pensie. Eu vă zic că o să primească. Deci ați înțeles, mon frère, unde se duc banii din țărișoare și de ce nu avem noi bani și de ce trebuie să ne împrumutăm în fiecare an? Pentru că dăm pensii speciale și suntem atât de șmecheri că am dat pensiile speciale pe care le mărim. Deci e dat o lege care le mărește automat, indiferent ce se întâmplă în țărișoară, da? Și e dat o altă lege, noi nu putem să le interzicem. Noi, asta e interesant la Constituția României, că noi putem da o pensie unui om, dar nu mai putem să o luăm înapoi. Deci dacă cumva se constată că omul ăla nu are dreptul să primească pensie, noi nu mai putem să o luăm înapoi. Bine, nu oamenii normali. Oamenii normali sunt executați de fisc una, două, dacă nu, dar băieții ăștia șmecheri, ăștia nu, ăștia rămân cu pensia pe viață, până mor. Ce putem să facem noi? Să facem în fiecare zi de luni o rugăciune specială și să moară ăștia care au pensie specială ca să nu mai plătim bani la stat așa mulți. Nu? Deci cam asta ar fi soluția. Să facem o rugăciune națională. Cred că ar fi un moment, am putea să facem asta în fiecare luni, să ne rugăm să moară beneficiarii de pensii speciale. Să trăiască atâtea zile cât au contribuit pentru pensia respectivă, asta zic. Știi? Și mă gândesc că dacă am fi mulți, știi, s-ar aduna forța și poate oamenii ar muri. Poate le-ar fi frică să mai aibă pensii speciale. N-ar fi drăguț să facem asta. Facem o mișcare, să mă gândesc la asta. O să inițiez un cult care să facă rugăciuni să moară băiețești. Ah, ok. Video 3, tineri implicați într-un accident salvați de mașină care a sunat singur la 112 și a transmis unde se află automobilul. Da, aici e interesant, practic un accident în Constanța, niște cetățeni au avut accident, mașina a sunat singură și au zis câte persoane erau în mașină, bănuiesc că știa după numărul de centuri, adică niciuna, că în România dacă porți centura ești sisi, ești posi. Așa, și au venit repede jandarmii, foarte drăguți, incredibil ce frumos s-a întâmplat. Bă, e interesant că știți când a picat avionul la munți și l-a căutat, aia avut 3 zile, nu l-a găsit și a murit aia de frig acolo? Și el avea GPS și aia o suna la 112, nu știu, nu e o diferență aici, adică s-or fi dotat, oamenii știu, sau pur și simplu faptul că mașina era pe drum și era ușor de găsit? Adică s-o duce pe drum și o da de ea cum ar veni. Că nu, la avion e un pic mai greu, că n-aveai, n-are drum, cum știi? A, ok. Zic, chiar mare rautăcism, așa, din astea, dar nu pot să uit momentul ăla, știi, cu oamenii care au murit pentru că trăiau în România, că dacă trăiau în orice altă țară, în Tanganyika sau în Coreea de Nord și picau cu avionul, îi găseau oamenii. Deci e foarte simplu, că au GPS, îi găsești. Dacă vrei și aia zic, te trezești, da bine, eu fi stat aia, zic, băi, hai că e prea târziu, nu mai căutăm astăzi, căutăm mâine, dă-i. Și mâine e sărbătoare, îi căutăm luni. Ori azi, ori mâine, tot una-i. Da? Așa, PSD vrea să modifice cadrul legislativ pentru ca unele hidrocentrale fără aviz să poată funcționa. Deci, practic, ca să înțelegeți ce se întâmplă aici, vă dau foarte pe scurt. Știți toate centralele alea, mizerile alea, centrale care s-au făcut pe râuri și pe pârâuri și au distrus toate habitatele naționale și au răvășit toată natura? Multe dintre ele nu au primit avize de funcționare tocmai pentru că distrugeau habitatele și zăpăceau natura. Ei, pe fondul crizei energetice, ce credeți că s-au gândit băieții de la PSD? Că ei, vă vedeți, ei, bă, deci dacă îi să recunoaștem ceva, e că băieții de la PSD sunt foarte inventivi. Foarte inventivi, foarte, foarte inventivi. Nu, s-au gândit ei acum să le autorizeze de urgență că, vezi, doamne, avem nevoie de curent electric. Deci toți băieții care au făcut șmecherii și le-au pus pe munți, bine, ca să înțelegeți un lucru, băieții care le-au pus pe munți, aia și-au primit banii de mult, că le-au pus pe certificate din alea verzi. Deci ei au făcut șmecherica, au turnat betoanele, au pus centrala, i-au dat drumul, a prins un bec, o luat banul și a plecat, nu-i mai interesează ce se întâmplă în rest.
centralele alea aparțin unor alte entități, se donează la stat, le cumpără statul român, le cumpără, știți? Așa că sunt alte șmecherii. Și acum nu le pot folosi, că în autorizație le au fost construite practic fără autorizație, dacă puteți să înțelegeți asta. Deci niște băieți s-au dus cu niște betoane și cu niște betoniere și au blocat cursul unor râuri și au distrus viața și pești din zonă, au montat niște centrale, dar fără autorizație. Nu-i nimeni de vină aici, nu stați liniștit, nu se supără nimeni. Aici puteți face ce vreți în țara asta, nici fără niciun fel de stres. Dar asta zic, nu putem să nu vedem inventivitatea cetățenilor de la PSD care s-au gândit, uite, mai fac un bănuț. Da, bun. Zice așa, podul de la Brăila, întârzieri la drumurile de acces. Lucrările la cea mai spectaculoasă lucrare de infrastructură aflată în construcție în România, podul peste Dunăre de la Brăila, sunt în grafic și vor fi finalizate după toate proiecțiile până la sfârșitul anului 2022. Practic, băieții termină un pod, da? Deci, un pod din oțel, cu cabluri suspendat, 300 metri, turnuri, frățioare, deci, mon frer, e miracolul ingineriei, nu a ingineriei românești, că nu lucrează români acolo. Știți că firmă din Japon, că românii nu. Noi nu facem facem un drum, nu facem un pod suspendat, hobanat, cum îi zice. Știi? Noi nu avem astea, nu iese, frățioare. Noi la inginerie astea, vrăjelile astea cu hai că merge și așa. La noi la nivelul ăla suntem. Mai faci o bucșă, mai iei un ban, mai faci o reducție la o butelie, deci cam asta e nivelul ingineriei românești. Nu facem poduri. Și podul e gata acum, drumul de acces spre pod nu e gata încă câțiva ani. Nu știu dacă ați înțeles ce vă zic aici. Deci noi nu suntem stare să facem un drum până la pod, să putem folosi podul. Am făcut podul, plătim podul. Băieții aia l-au terminat, dar noi nici la nu ne-am așteptat. Acum trebuie să înțelegeți că la noi, eu zic, când e gata podul? În 2022. Și băieții aia care au zis că fac drumul. Hai mă, frățioare, mă lași. Cum să-l terminăm în 2022, sunteți nebuni? Păi bă, eu dacă aș face podul ăsta la viteză, 6-7 ani, bă, ca popa. Deci n-are mă cum să-l termine, deci nu ne grăbim cu drumul, nu? Asta zic. Deci băieții nu s-au grăbit cu drumul, din păcate băieții care fac podul, din greșeală îl termină la timp. Bine, nu-s români, aia vă zic, aici e discuția și oamenii sunt pe afaceri, sunt pe bani. Discută pe bani, nu fac șmecherii, ca alte firme care lucrează în România, nu dau nume aici. Înțelegeți ce vă zic eu aici? Bechtel. Știi? Deci băieții au terminat podul, românii nu sunt stare să facă o pișată de autostradă, 23 de kilometri de drum. Nu sunt stare, mă, frer. Că nu, avem, băi, noi, v-am zis, mă. Noi genetic avem în gena noastră ceva să nu facem drumuri, mă. Noi suntem o țară din asta care am fost tot timpul cotropiți, știi? Și n-am făcut drumuri, bă, că dă-i dracu, măcar dacă vin să ne omoare, să margă pe-n glod, mă. Să împiedice și cailor, dă-i dracu. Păi, și voi vă împiedicați. Da, bă, dar noi nu furăm aici, noi aici stăm. Ăștia care vin fură. De-aia să nu le meargă mașinile cum de s-a fost condamnat patronul firmei, dacă știți, care a făcut deratizarea toxică în Timișoara. 7 ani am înțeles că o primit de pușcărie pentru că a folosit o substanță interzisă. Știți, au murit niște oameni atunci, nu intru în detaliu că n-are rost. Omul e obligat să plătească niște bani serioși familiilor care stau în blocul respectiv și care au suferit din cauza deratizării dânsului. Cumva mă bucur că se întâmplă. Îmi pare rău pentru om, îmi pare rău pentru oamenii care stăteau în blocul ăla, dar iarăși vă spun, trebuie respectată legea, că altfel n-ajungem nicăieri. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță într-un mesaj pe Facebook că ansamblul de iluminare al insulelor de calmare de pe DN1 au fost furate la mai puțin de o săptămână după ce au fost montate. DRDP Brașov a depus o plângere penală, însă compania recunoaște că autorii vor fi greu de identificat. Nu o să fie greu de identificat, mon frère, din niciun punct de vedere. În primul rând trebuie să mergeți la toate fiervechile din zonă și o să găsiți partea metalică, aia e 100%. Și dacă găsiți partea metalică, în mod normal ar trebui să fie camere de la vedere și să vedeți de la cine sloate. Băiatul ăla o să vă spună unde o vândut și restul. Eu vă spun 100% aici sunt niște băieți care au fost acolo pentru fer. Că au găsit și niște celule din astea și sisteme de iluminat, niște panouri solare. Asta e altă treabă, dar băieții care le folosesc nu prea cred că se duc în șansă să fure. Știa? Deci aia vă spun, mon frer, să căutați la fier vechi. Primul lucru. Bine, știu că nu vă interesează și o să puneți altele și asta este, că doar, bă, avem de unde, uităm noi la niște țevi și niște panouri solare. Sanchi. Plus că iarăși vă zic, ce trebuie, bă, frățioare, iluminat pe autostradă ție, dă-te, mă, vezi, astea-s fițe, mă. Deci oricum vreau să vă arăt că, numai un pic să vedeți, uitați-vă un pic la poza asta. Uitați-vă cum arată autostrada care e dată în funcțiune acum, drumul care e dat în funcțiune acum, de o săptămână, uite-te cum arată. Și asta nu din cauza hoților, din cauza hoților care nu fac drumurile cum trebuie și nu pun betonul cum trebuie și nu termină treaba. Înțelegi? Poate l-o fula chiar ei, mă.
Știi? Deci băieții care le-au pus și totuși le-au și luat. Sunt depozit la ei. Verificat și acolo, zic. Așa. Așa și așa. Zice așa. Stați că se întâmplează ceva, nu știu, mai apar niște știri. Dar asta este. Cred că v-am mai zis asta, că domnul Baron de Brașov, le Baron de Brașov, fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu. Aristotel, mă mică. Cum să-l cheme pe ăsta micu? Aristotel. Euclid. Fu arestat 7 ani de pârnaie. O să facă 4, că are vârsta, 3, că mai scrie o carte, 2, că îi se modifică testiculele într-un an afară, 7 milioane de euro, Sanchi. Așa, vă mai dau și din autoritatea internă, zice așa. Un bust al dormitorului Ștefan cel Mare de 1,5 tone, greutate, a dispărut din locul unde fusese depozitată. Deci bustul a dispărut din zona unde fusese depozitată. În municipiul Tecuci, în timp ce autoritățile au dezbătut, fără succes, de aproape 20 de ani, un eventual amplasament. Lucrarea a costat 900 de milioane de lei vechi. Deci, 22.000 de euro cum ar veni, 90.000 de lei, nu? Zic bine? Sau mai mult? În fine, faceți voi matematică, știți că nu. Ok? Și a fost comandată în urmă cu 20 de ani. Aici vă facem o mică pauză. Numai în România e posibil să dai o sumă imensă, nu știu, 20.000 sau 200.000 de euro pe o statuie, 20.000 cred, 200.000, posibil. Și să o ții 20 de ani într-o magazie. Deci numai în România se poate așa ceva. În orice altă țară vine controlul. Ia statuia, ți-o duci acasă, dai banii pe statuie și pe transport până acasă la tine. Și o pui tu la tine în casă dacă o ții 20 de ani într-o magazin, înțelegi ce vă zic eu aici? Că aici e șmecherica. Dar băieții au găsit, ia ca mămică bronzul. Ce faci? Iau bronzul. L-a luat bronzul cum ar veni, știi? L-a prins bronzul. Și bronzul s-a evaporat din zonă, a dispărut 1,5 tone de Ștefan cel Mare. Deci băieții îți dai seama că l-a tăiat bucăți, că l-a dus din prima așa. Și l-au dus, nu-i așa, zic, să căutați pe la fier vechi o cantitate mare de bronz. Vedeți la cine s-o da banii? E foarte simplă discuția, dacă doriți. Căci că e imposibil. Nu e imposibil, mică, că cine fură 1,5 tone de bronz, nu-l fură să-l ducă acasă să-l mai țină 20 de ani. Îl fură să-l ducă la reciclare, îl duce la centrele de colectare a metalelor, cum ar veni. Care, teoretic, ar trebui să aibă niște camere și ar trebui să aibă niște hârtii. Cine ce cumpără, ce vinde, știi? Așa ar trebui să fie în tenis. Da, bun, poate-ți doar eu, adică nu. Legea camerelor de bord stă la sertar în Parlament, zice. Dispozitivele șoferilor pot proba contravențiile și infracțiunile. Modificările aduse codului rutier, publicate acum 2 zile în Monitor Oficial, de care am vorbit și noi, prevăd sancțiuni pentru șoferii care dau flash-uri, de exemplu, ori hărțuiesc alți participanți la trafic. Dar cum probăm aceste agresiuni? Soluția ar putea fi o inițiativă legislativă depusă în noiembrie în Parlament, care n-a făcut prea mulți pași spre adoptare, însă, dar dacă primești undă verde, atunci și imaginele pe camere de bord ar putea fi oficial probe. Trebuie să facem aici o mențiune. Eu ziceam în emisiunea trecută, când s-au modificat jmecheriile, că dacă depășeai cu 70 de km la oră, ți se ia permisul pe 3 luni și dacă depășeai, credeam eu, cu 50 la oră, ți se ia permisul pe o lună. Țin să precizez că nu e așa. Un șerif jvașnic aici ne-a prins cu minciuna și ne-a semnalat. Și la 50 de km la oră, peste viteză legală, ți ia tot cu 3 luni carnet. Așa că nu înțeleg care ar fi motivul să mai vorbim și despre 70% care face 70 de km la oră, care face același lucru. Deci dăm aceeași pedeapsă la o infracțiune mai mare, adică îi zici la cu cât ai? Păi ești cu aproape 50. Păi du-te că dacă ți-a carnetul până la 70, tot aceeași pedeapsă primești, știi? Deci practic îndemnăm pe cetățeni să se meargă mai repede, eu asta înțeleg de aici. Du-te, mă, frer, mai bagă 20 de km că pedeapsa e aceeași. Deci dacă te prinde garda, tot aia e, știi? Asta mă gândesc eu că s-a întâmplat. Teribilism la un liceu din Ploiești. Tineri se filmează fumând și prăjind mici în sala de clasă. Unei fete era să îi se dea foc la păr. Potrivit sursei citate, zice așa, un băiat poate fi văzut jucându-se cu o brichetă și cu ceea ce pare fi un spray. La un moment dat aprinde o flacără mare și este foarte aproape să dea foc. Bine, asta e o vrăjeală, da. Bun. Potrivit sursei citate, același băiat s-a urcat cu picioarele pe catedră și a fost aprins o țigară de către o altă elevă. Directoarea liceului, Alexandra Ionescu, a declarat că a demarat o anchetă internă, iar elevii au fost identificați pentru faptele lor. Tineri în urma întrunirii Consiliului Profesional riscă nota 2 la purtare sau chiar exmatriculare. Totodată, conform publicației citate, tinerii au susținut că a fost vorba de niște glume menite să-i destindă pe perioada recreațiilor.
Dar nu știu unde e asta cu micii, că n-am prins-o eu pe asta, zice. Când titlul zice, teribilinți tineri se filmează fumând și prăjind mici. Nu zice nimic de mici, da, deci copiii ziceau că se destind, e așa, se destind. Asta e metoda lor de destindere. Da, eu zic că ar trebui lăsat să se destindă mai mult acasă. Adică eu cred că școala ar merita un pic mai mult respect. Nu sunt băiat învechit și bătrân. Vedeți că, iată, sportul și yoga și soarele și vitaminele m-au... Ah, ok. Deci înțelegi ce vă zic eu aici? Școala ar trebui tratată cu un pic mai mult respect. Din păcate, nu are cine. Eu nu zic că și noi am făcut nebunii destul de mult în școală, dar... cumva am ajuns la concluzia că n-a fost cel mai bun lucru de făcut. Știi? Chiar dacă de multe ori n-am fost prinși. Eu zic că școala ar trebui să beneficieze de un anumit respect, dar aici este o discuție inițial mai lungă, respectul să câștigă, nu să impune. Știți? Deci, practic, trebuie să-i facem pe tinerii să respecte școala, nu să-i obligăm să respecte, pentru că dacă e obligație, nu funcționează. Bun! Un băiat în Baia Mare, reținut după ce a făcut drifturi, zice, vi-l arăt pe băiat ca să vedeți, el e foarte zâmbitor, cred că poza nu-i dă în acele momente. Știi? Că nu poți cu râsul ăsta să fii după ce ți-o prinzi garda. Decât dacă ai anumite substanțe în organism, da? Zic. Stați așa că se întâmplează aici, nu merge. Iată. Vă zic eu. Asta e melodia. Deci The Police, care îl urmărește pe băiat și dacă să înțelegeți cum l-a prins pe băiat, băiatul făcea drifturi și polițistul din mașină zice are motorul prea turat, e turat excesiv, hai să-l oprim. Și când să-l oprească, băiatul nu a vrut să oprească. Deci el practic era alergic la oprire și n-a vrut să se oprește. Uite-l, opa, up, up, tururu, pururu. Dar aici nu a făcut drifturi, aici mon frere, aici nu știe să conducă, aici aia vă spun eu. Deci aici, practic, băiatul nu știe să conducă. Nu cred că el e așa de dibaci ca să facă driftul să nu-l depășească mașina poliției, dacă mă întrebați pe mine. Deși, așa ar părea, nu? Să fim ticăloși aici. Bă, nu-i rău, asta zic. Up, up! The Police! Bun, l-au prins 24 de ore prima pârnăică. Eu zic că o să-i dai așa un pic să se relaxeze. Poate un pic permisul ridicat. Ca și ai în tenis. Se sa domnule tenis, cum ar veni. Bun. Zice așa. Da, să vă mai arăt una. Tot de pe drumurile țărișoarei. Dar întâi să pregătesc aici terenul. Terenul. Deci aici, asta imaginea asta e luată de pe Facebook, care o luat-o de la știrile Pro TV, care o luat-o de pe camera poliției. Da? Deci suntem la a patra imagine, cum ar veni. Imagine în imagine. Clip în clip. Picture in picture. Ok. Deci vedeți acest minunat dubiț care vine, care vine, calcă totul în picioare. Ce se întâmplează aici, să vă explic. Dânsul mergea pe drumurile țărișoarei cu viteză foarte mare și dă de radar, dă cu ochișorii de radar și în momentul în care dă cu ochișorii de radar, frânează. Pentru că mașina îți bag mâna în foc. Deci aici vă pot da în scris dacă vreți. Mașina n-avea... ITP-ul la zi, că frânarea asta cu orice mașină normală nu se întâmplă o asemenea grozăfie, deci nu ia cur înaintea mașinii. Deci aici ce se întâmplă cetățeni, foarte simplu vă explic eu, băiatul ăsta n-avea frânele cum trebuie. Mașina derapează, vedeți, dă de șansă să rupe. Dacă o să vă uitați aici sus, în momentul în care lovește, se vede că se arde curentul, deci se făd niște scântei, se duce curentul. Și în același timp, dacă vă uitați foarte atent, după ce se rupe ușa de la dubă, uitați-vă aici unde e cerculețul roșu, șoferul i-a aruncat afară, deci el n-avea nici măcar centură, bă. Și pică în cap. Căderea în cap, cum ar veni. Deci vă înțelegeți ce vorbim aici? Ce stai, băiatul? El se ceartă cu cineva acum, are... A, nu, sunt niște oameni care strigă să vină, știi? Deci ați înțeles despre ce e vorba. Fără frâne, fără centură, pe drum, viteză, vine garda, pui frână, mori. Da, un nou dosar pentru vaccinare la chiuvetă în Prahova, cât costă imunizarea fictivă și cât își opreau intermediarii. Și zice așa...
vaccinări fictive în comuna Valea Cărugărească, 43 de persoane care au fost. Prima era 500 de lei pentru un vaccin la chiuvetă. Da? Nu insistăm mult și aici, că n-are rost. Și vreau să vă spun ceva, mi se pare un pic interesant chestia asta acum. Pentru că, da, s-ar putea să fie o teorie a conspirației ori sau s-ar putea să fie o prostie din partea mea, dar cumva acum parcă încep să aibă rost toate mizerile astea cu nu vă vaccinați. Înțelegeți ce vă zic eu acum? Deci acum băieții ăștia care făceau 1000 de euro pe zi, absolut 1000 de euro, deci vă dați seama că luau 500 de lei la un vaccin. La 10 vaccinuri ai 5000 de lei, bani de 1000 de euro, e făcut bani de 1000 de euro. Și 10 băieți pe zi, eu zic că e puțin la ăștia, 43 eu prins, vă dați seama câți erau. Eu cred că băieții ăștia au susținut, nu vă vaccinați, vaccinul îi omoară, chipuri, căcat. Băieții ăștia au finanțat chestiile astea, pentru că ei erau primii beneficiari. Înțelegeți? Este o știre, am o știre internaționale pe care o să vă dau imediat, în care zice că niște doamne din America au făcut 1,5 milioane de dolari. Ori la banii aia, mon frère, păi și eu, la banii aia dau 100 de mii ca să se, știi, să se difuzeze pe știri false cu COVID. Și dacă îi, până acum nu găseam un rost la lucrurile astea, ziceam, băi, nu, știi, nu are niciun rost, sunt niște oameni nebuni. Dar uite că nu sunt niște oameni nebuni, sunt niște oameni care pur și simplu au făcut un ban. Bineînțeles, pe sănătatea altor oameni și pe, cum să zic eu, pe, nu știu, pe prostia altor oameni, dar au făcut un ban. Știi? Deci toate lucrurile au un rost. Doi tineri români au fost arestați în Danemarca după ce bebelușul lor a fost internat în spital. Mea ei face noi precizări despre caz. Asta, deci am mai văzut povestea asta. Copilul domnilor a fost găsit cu hemoragie cerebrală. Foarte pe scurt vă spun despre ce. În Danemarca, dacă îți bați copilul, mon frère, faci până ai direct, nu te mai întreabă nimeni nimic, nu te decade nimeni din drepturi, nu te întreabă, te bagă în pușcărie. Oamenii și-au dus copilul la spital, când l-au dus la spital, copilul hemoragie cerebrală. Adică, practic, în caz că, ca să înțelegeți despre ce vorba aici, hemoragia cerebrală intervine în momentul în care capul copilului e lovit cu un obiect, e lovit cu putere, da? De ceva. De ce au fost acuzați părinții? Din punctul meu de vedere, aici eu vă spun varianta mea pe care o cred, pentru că copilul nu are niciun fel de urme de lovire, adică poți să zici că, bă, copilul a căzut în cap, știi? Dar neavând urme de lovire, înseamnă că copilul a fost zguduit. Există o metodă pe care foarte mulți părinți o folosesc, din păcate în România se folosea destul de des, când copilul plângea, zgâlțeau foarte tare, ceea ce îi provoca o amețeală. O stare de leșin și tăcea din gură, numai asta. Ei, domnul ăștia, cred că au exagerat, copilul a făcut hemoragie cerebrală, adică i s-o spart niște vase zânge în creier. În caz că nu știți, creierul are o consistență a unui jeleu. Un copil mic, dacă îl zgâlți tare, îi spargi vasele de sânge din creier, distrugi celulele din creier. De aia băieții ăștia sunt pușcărie și bineînțeles că toată țara e din nou vai de mine, să aducem copilul acasă că e creștin și ăia vor să nu fim creștini și să ne iei copii, să donăm organe. Proștii din România, în prunte cu doamna Firea, care doamna Firea își găsește niște chestii din astea populiste, exact ca și doamna Șoșoacă, știi? Își găsește niște chestii din astea din care mai poate suge niște bani. Știi? Deci mai poate și ea, niște bani, mă scuzați, bani indirect. Mai poate suge un pic de atenție, un pic de, cum să vă spun, capital electoral. Nu, mă frere, eu 100%, nu 100%, nu pot fi 100%. 90% sigur că oamenii și-au bătut copilul, așa cum au mai fost băieții în Danemarca, în caz că mai știți. Familia aia de pocăiți care își băteau copiii și care copiii au declarat la grădință că-s bătuți de părinți și care a fost un mega scandal. Și am avut și aici niște cetățeni care mi-au scris că sunt bandit, că eu sunt împotriva creștinătății și că ăia sunt niște buni creștini, toate sectele alea s-au aliat și vai de mine să aducem copiii acasă că îi distruge și mănâncă și îi omoară și știi? Că ne face nouă, că-s români, au ceva cu românii, vor să ne facă românii, știi? No, mon frere, ăia au cu oamenii care își bat copiii, care și după mine, după mintea mea, oamenii care își bat copiii ar trebui ascunși direct, ar trebui duși pe un munte și lăsați acolo. Nu ne mai îngurguțăm. Eu zic că oamenii sunt vinovați, asta e părerea mea și iarăși vă spun e părerea mea pentru că în țara asta bătaia la copii ceva normal. Trebuie odată și odată să înțeleagă că lucrurile astea nu sunt normale. Educația se poate face fără bătaie. Deci aici, asta e concluzia mea și asta vă spune un băiat care a luat bătaie 365 de zile pe an, 366 în anii bisecți, aia zic. Un deputat spaniol care a votat greșit a salvat reforma guvernului de care depind 70 de milioane de euro banii din PNRR.
O eroare de vot a unui deputat spaniol al formațiunii de dreapta Partidul Popular a fost decisivă joi pentru adoptarea reformei pieței muncii, o măsură cheie a guvernului progresist și esențială pentru primirea fondurilor europene pentru redresare alocate Spaniei. Actul normativ cu reforma concepută de titulara comunistă a Ministerului Muncii a trecut de Parlament cu 175 de voturi pentru și 174 împotrivă, evidențiind vulnerabilitatea parlamentară a guvernului minoritar condus de premierul socialist, bla bla bla. După lungi negocieri și complexe conduse de Olanda de azi, executivul nu a putut să obțină sprijinul partenerilor să-i obișnuiți pentru această reformă, așa că s-a văzut nevoit să apeleze la mici formațiuni politice regionale, inclusiv cele din opoziție. Legea a fost pe punctul să pice la vot după ce doi deputați ai unui partid regional n-au respectat consemnul de vot al formațiunilor și au votat împotrivă. Salvarea a venit în mod neașteptat din partea unui deputat al Partidului Popular care a votat online și s-a încurcat în sistemul informatic, astfel că din greșeală a votat pentru, informează agenția PE. Nu mai lungim, asta zic. Iată, s-a întâmplat un lucru bun din greșeală. E mâna extraterestrilor, mă înfred. Asta e că suntem proși. Eu mutat butan la băiatul ăsta și este o forță divină care ne... Astăzi. Un ginecolog olandez este tatăl biologic a cel puțin 21 de copii a căror mame au apelat la tratamentele sale de fertilitate. Un medic ginecolog din Olanda și-a folosit propria spermă la cel puțin 21 de cazuri în care au oferit tratamente de fertilitate pentru pacienți care își doreau să devină părinți. Cuplurile tratate de doctori se așteptau să primească probele unor donatori anonimi și n-au fost niciodată informate cine este cu adevărat tatăl biologic al copiilor. Bă, bă, eu nu știu, ai o problemă aici? Deci, ai o problemă aici? Deci preferi să primești material seminal, zic, să nu zic spermă, că nu-i frumos, că ea zic că avem alt nivel aici. Primești spermă de la alt om, pe care nu știi l-am zis în viața ta, da? În loc să iei spermă de la doctorul tău, la care, bă, te-ai dus, ai încredere să-i dai bani, ai încredere să te însemineze, să-ți bage niște chestii în organism, știi? Bă, dar parcă nu ai luat de la el, nu? Adică, bă, pe lângă, uite-te, e băiat frumos, e înalt, vezi, deștept, a făcut o școală, are bani, câștigă bani, îi tare pe scula lui, adică... De ce te-ar supăra chestia asta? Eu nu înțeleg de ce ar putea să supere cineva. Așa. Jos Beck. Beck. Trebuie să fac tricou cu asta. Un director ginecolog specializat în tratamente de fertilitate a lucrat la spitalul Elizabeth din Leila. Acum parte din spitalul de la. Beck a murit în 2019. Bă, Dumnezeu să-l iert. Scandalul s-a declanșat după ce organizații care descoperă cine sunt părinții biologici a celor care s-au născut în urma unor donații anonime a găsit o potrivire ADN. Bă, voi vă dați seama cât timp au unii oameni în unele țări? Deci este o asociație care descoperă cine sunt părinții biologici a celor care s-au născut în urma unor donații anonime de spermă. Deci, frățioare, trebuie să ai timp liber și bani pentru treaba asta. Așa, s-a găsit o potrivire ADN între doctorul ginecolog și 21 de copii a căror mame s-au tratat la clinica lui. Grupul numit FIOM a contactat spitalul, apoi spitalul a însărcinat un comitet independent cu așa. Ok, nu, eu nu înțeleg care e problema aici. Înainte de Beck s-a descoperit că alți doi ginecologi își foloseau propriul material seminal în timpul tratamentului. Eu vă spun ce se întâmplă aici. Trebuie să faci tratamentul, da? Materialul seminal e în frigider. Departe de tine. Deci trebuie să te ridici pe scaun să mergi. Și tu faci un seminar aici. Ei, tu ai materialul la tine. Ai materialul aici. Păi mai mergi până la frigider? Plus că îl iei rece așa. Știi, în vasul ăla de sticlă. Băi, disgrațios. Înțelegi? Ai aici la tine, fresh, proaspăt. În afară de asta, dacă într-o zi s-o stricat frigiderul. Deci cumva s-o stricat, bă, tot ce era în frigider s-o dus pe apa sâmbetei, zic. Spre deosebire de apa vinerii care e, bă, asta zic. Înțelegi? Deci s-o stricat ce era în frigider. Ce faci? O sun pe femeie și zici, mămică, îmi pare rău. Nu poți să te înseminezi că s-o stricat frigiderul. O expirat. S-o dus pe pluă toată... sperma. Știi? Nu știu să faci asta. Bă, omul a fost creativ, a pus mâna la treabă, cum ar veni. El a zis că a pus osul la treabă, dar bine, nici asta nu sună rău, zic. Și uite, zeci de copii mai târziu. De ce? Eu, din potrivă, ești face o statuie la băiatul ăsta. Tăticul nostru, să se numească. Tata lor. Tătucul sfânt, asta zic. Ești face statuie, mă, frer. Deci, practic, sunt mai mulți care au făcut asta. Da, vă zic, aici, deci eu înțeleg, eu sunt bărbat, eu înțeleg asta. Trebuie să te duci până la frigider, nu te mai duci. Aici tot ce trebuie. La o aruncătură de mână. Aici aproape. Bun, da, deci n-am înțeles de ce să supăr oamenii, nu m-aș supăra deloc. Bine, n-am, nu sunt situație, nu, da, ok. YouTube a generat pe baza datelor din ultimul trimestru anului trecut 1,65 miliarde la fiecare 7,6 zile. În 2006, Google plătea 1,65 miliarde pentru a achiziționa YouTube. Deci, practic, voi vă dați seama că YouTube-ul se plătește singur la fiecare 17 zile acum.
Și atunci când a fost cumpărat cu 1,65 de miliarde, toată lumea zicea, bă, voi sunteți nebuni, nu să vă scoateți banii niciodată? Voi vă dați seama că YouTube-ul ăsta să plătești odată la 17 zile? Mi se pare absolut fantastică chestia asta. 17,6 trec de la 1018. Da. O companie suedeză s-a gândit să învețe ciorile din oraș să curțe străzile de mucule de țigară. Așa, orașul se numește Sjurdjurje. Södertälje. Sjurdjurje. Așa, un mic oraș se estimează că se aruncă anual 1 miliard de mucul de țigări pe stradă, generând cheltuieli de 200 de milioane de euro. 20 de milioane de euro. Mă, dă-mă, dracu. Soluția lor de a crește, de a reduce cheltuielile cu 75%, au montat niște automate în care ciorile aduc mucul de țigară și primesc mâncare, în schimb. Că ai bineînțeles, mâncarea costă, dar iată, vă zic, nu costă 20 de milioane de euro. Eu aia zic, frățioare, dacă aveți 20 de milioane de euro, deci 75% înseamnă că le mai rămân 5, da? Deci asta înseamnă 75%. Da? Deci 5 milioane. Dacă aveți 5 milioane de euro, mai faceți economie, dați-mi mie 4 și vin eu și vă strâng toate mucurile de țigară, vă jur. Deci nu rămâne un muc de țigară, eu lucrez dimineața până seara. 4 milioane pe an, îmi dați mie banul, nu vedeți un muc de țigară, deci din aer le iau. Dacă văd un om care aruncă un muc de țigară, îl prind în aer. Înțelegi? Și nu asta. Îmi angajez niște vulturi care să nici nu lase mucul de țigară să atingă solul. De 4 milioane de euro, aia zic, să nu ne mai... Bun, ideea e foarte bună. Deci aia zic, ideea e incredibilă. Să muncească și ciorile astea, știi? Și aici nu-ți rasiți deloc. Deci, vă rog să nu dați în rasiți, să nu... Deci, pur și simplu vorbim de păsări. Să muncească și păsările astea ceva. Da. Deci, păsările astea produc o economie de 15 milioane de coco. Dar eu v-am zis, mai faceți 4 milioane vine băiatul. Bă, neam de... Deci, nici nu o să știe copiii din orașul ăla, nu o să știe cum arată mucurile de țigară. Vă jur, din zbor le iau. Din casă de la oameni, de pe masă le iau. Deci nu rămâne, de 4 milioane de euro pe an, vă jur, nu rămâne, bă, urmă de muc de țigară. Vă jur, mă duc la căciucă de țigări și le tai jos eu mucul de țigări dinainte. Să n-aibă ce arunca pe jos oamenii. Vă jur asta. Deci vă rog, dacă aveți, cumva, lansez acest mesaj public. Știți numărul meu de telefon, mail-ul. Îți disponibil mâine plec, că nu prea. Oricum nu prea merge treaba aici. Așa, mai multe redacții din Rusia au primit ordin să șteargă de pe site investigațiile la Alexei Navalny privind corupția la nivel înalt. Domnul Navalny mai publică, dacă știți, un articol cu casa lui Putin. Deci, bine, și ăsta își caută moartea, mă, un frer și ăsta. Deci e chiar un om curajos, n-are rost să povestim asta. Bun, nu cred că miră pe cineva că Putin deja controlează presa și obligă să șteargă știri. Nu cred. Nu cred că mai există pe cineva care ar putea fi uimit de treaba asta. Azi. E o chestie care deja intră la Sanchi. Incident de securitate la Pentagon. O găină a fost prinsă în timp ce dădea târcoale în jurul zonelor securizate. O găină a fost prinsă luni în timp ce dădea târcoale, am citit. Una dintre cele mai protejate clădiri din lume, zice așa. Angajați organizația Animal Welfare League din Arlington au fost chemați să preia pasărea și să o pună într-un coș de găini. Că nu puteau să o pună într-un coș de rase. Că îi dădea cu virgulă. Tentativa de intruziune a găinii a fost anunțată și de ziarul Military Times. Oare ea pur și simplu s-a rătăcit încercând să traverseze strada sau este o spioană în misiune să fure secrete de stat? Deocamdată nu vrea să spună nimic. Tăcere. Găina este mută. Da, deci iată. Da, trăim într-o lume complexă, zic. Bun, ce să vă mai citesc? Sute de camioane în Canada blochează capitala, protest uriaș împotriva obligativității vaccinării. Da, ok. Mai facă și băieții un ban. Așa, avem, dacă vreți, și o poză cu Suedia, cu ciorile, care adună chiștoacele, da? Și primește mâncările. Asta, dacă tot erați interesați. Boris Johnson și Vladimir Putin încearcă de două zile să vorbească la telefon. O discuție telefonică între premierul Marii Britanii și președintele Rusiei a fost amânată pentru miercuri după amiază, după ce fusese programată luni. Apelul telefonic a fost anulat de Boris Johnson, care a fost nevoit să răspundă la întrebările parlamentarilor despre scandalul petrecerilor din pandemie. Ulterior, cabinetul lui Johnson a cerut ca discuția să aibă loc marți, însă Kremlinul a refuzat. O zis, mămică, te sun luni, nu mă suna luni, că am cu nebunii ăștia, vor să mă, știi, m-au prins, am băut la o petrecere, nu pot, Vladimir. Te rog, iartă-mă, Vladimir, rezolvăm. Dar te sun marți și Vladimir, nu pot, că și eu am cu Navalny, este cu nebunul ăsta publică, trebuie să mă duc până la niște ziare, să interzic, să publice știrea. Mai am nebunii aia pe care îi trimit pe graniță acolo, hai că vorbim miercuri. Bine, bine, Johnson, bine, Vladimir, te pup, hai, te pup.
Așa, eforturile Boris Johnson de a se prezenta ca un jucător important în criza din Ucraina au primit o lovitură din partea Kremlinului, care a refuzat să reprogrameze o convorbire cu Vladimir Putin, pe care premierul a fost forțat să o anuleze luni. După ce The Guardian a precizat că nu este clar dacă apelul a fost refuzat de Kremlin din cauza unor probleme care țin de programul lui Putin sau este un refuz calculat al Moscovei, pentru a evidenția irelevanța Marii Britanii și slăbiciunea lui Johnson, cabinetul primarului Boris Johnson a precizat că discuția a fost reprogramată pentru miercuri. Deci, practic, toată lumea se împinge acum, nu știu că ați văzut, și Macron. Lui Macron, știți că era, bunicile făceau Macron, macrameu, făceau Macron, ok. Am încercat să fac o glumă, nu ne-a ieșit, asta este. Bun. Deci Macron, era un pește, nu? El e Macron. Hai, asta zic. Deci Macron s-a dus să vorbească cu Putin, discuții care nu ajută pe nimeni, dar bă, noi intervenim să stabilizăm situația în țărișă. Asta zic. Deci oamenii simt nevoia să vadă. Ne-a Boris Johnson acum a ieșit cu musca pe căciulă, musca pe freză, că n-a nimic pe căciulă, că l-a prins așa, mă, un frer, cu, știi? Cu aripile desfăcute în timp ce el era la petrecere în pandemie. Așa, și ultima vă dau, zice Novak Djokovic în centru unor noi suspiciuni, a folosit un test COVID fals pentru a ajunge la Australian Open. Apar tot mai multe îndoieli în legătură cu testul PCR pozitiv pe care Novak Djokovic l-a prezentat ca dovadă că a trecut prin boală pentru a putea intra în Australia ca să participe la Australian Open. O anchetă arată că numărul de serie trecut pe acel test nu se încadrează corect între cele făcute în Serbia în acea perioadă. Acel număr este în mod ciudat mai mare decât al testului negativ, decât datat 6 zile mai târziu, care demonstra că sportivul nu mai este infectat. Deci, practic, el arată că a fost infectat cu un test făcut înainte. Știți? Deci, ok. Testul în care arată că e infectat e după testul care arată că de fapt e sănătos. Dacă înțelegeți ce vorbim aici. Sunt documente oficiale furnizate de Djokovic pentru a fi scutit de la regula care nu permite persoanelor nevaccinate să intre în Australia. Deci, practic, Mr. Djokovic cam, cum îi zice și antenii, spișat steagul. Aici, în caz că vă interesează, nu știu. Numerili 73.071.999 73.020.919. Deci practic sunt două nume diferite, nu știm ce înseamnă asta. Dar ne zic băieții ăștia că nu-i dă bine. Bun, și cam atât din știrile nasoale din țărișoară. Vă mai dau ultimele acum și fugim la muncă. Că iată, trebuie să și muncească cineva în această țărișoară. O nouă înșelătorie, găini împrumutate pentru a fi duse la expoziție. O nouă metodă de înșelăciune a fost descoperită în județul Prahova. Doi ploieșteni au păcălit o femeie din localitatea Cosminelele să le dea două găini din curte pentru a le duce la expoziție. Cei doi bărbați de 48 și 32 de ani s-au dat drept cetățeni turci și au convins o femeie să le dea două găini, susținând că le vor duce la o expoziție ca să-i facă poze. Deci aici, practic, avem schema modelul, știi? The modeling, da? Infracțiunea the modeling. Șmecherica de modeling, cum să-i zicem, înșelăciunea de modeling, să-i zicem, la găini. Deci, practic, găinile model, știi? Ce-au venit băieții ăștia și au zis, mamă, ce găini frumoase. Ui, trebuie să înțelegeți, băieții ăia, trebuie să fost tare disperat, să stai să vorbești cu o femeie, să o convingi că găinile ei sunt așa frumoase încât poate să le ducă să facă poze. Mon frere, trebuie să fii tare disperat. Cât e o găină, mă, frate? 70 de lei o găină, nu știu, 100 de lei, cât e o găină, nu știu, n-am cumpărat găini în viu de mult. Eu le cumpăr de la KFC, gata, dezansamblate. De-aia zic. Cei doi bărbați, 48 și 32 de ani, tată și fiu, pot fi. Deci sunt etnii în care, la între 48 și 32 de ani, sunt 3 generații. Dar nu zicem noi nimic. Drept garanție a lăsat un inel despre care au spus că e de aur. Alți săteni mai neîncrezători au pus mâna pe telefon și au sunat la poliție. Deci, practic, știți cine a sunat la poliție? Cetățenii care erau invidioși că găinile lor nu sunt așa frumoase, încât să fie duse la un concurs de modeling pentru găini. Înțelegeți ce vă zic eu aici? Invidia, bă, invidia. Asta vorbește aici. Bun, o să vă arăt un filmuleț cu un băiat care conduce un tirule pe autostradă și este la un pas de a fi, nu e așa, jefuit. N-au acea de asta. Deci el cum merge așa, băieții ăștia din față puseră frână și se dau jos din mașini cu cagulile pe mufă. Iată. Ei, băiatul ăsta știe el niște lucruri, că el are tir. Ei, uite-te, mămică, ia de aici. Bă, oricum, eu e visul oricărui conducător auto. Deci orice băiat care e pe tir visează la un momentul ăsta. Deci vă jur, când șoferii de tir dorm, ei asta visează.
că o să dă într-o mașină și o să o spargă complet, știi? Și o să fie și apărat de lege, cum ar veni. Că el omul fu atacat de bandiți. Și a înjunghiat soțul pentru că i-a găsit în telefon poze intime cu o altă femeie, care era, de fapt, ea mai slabă și mai tânără. Deci, practic, nu am ce să vă zic. Deci, ăsta, titlul ăsta, îi exhaustiv. Deci, practic, ne dă din start toate știrile, toate informațiile în această știre. Deci, o doamnă și-a înjunghiat soțul, a venit jandarmii, l-a găsit într-o baltă de sânge plin de găuri. I-a dat drumul la sânge, cum ar veni. Pentru că găsise în telefon niște poze cu el făcând sex cu o femeie, care, de fapt, acea femeie era dânsa. Femeia uitase că făcură sex, cum ar veni. Și doamna, ostracizată de aceste poze, pur și simplu a luat cuțitul și i-a dat niște găurele. Da, pârnăică, face pârnăică acum, da, bănesc că soțul să meargă la, știi? Să se mai întâlnească din când în când. Poate îl înjunghe cu periuțe de dinți, am auzit că se poartă. Bun. Vă prezint o imagine cu o domnișoară din Rusia, care e drăguță. Deci asta bănesc că e drăguță, de-aia are blăniță, cizmulițe, pantaloni mulați și Toyota. Știi? De-aia bănesc. Deci pur și simplu din cauza frumuseței, nu bănuim de inteligență și o să vedeți de ce. Hop, 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 mămică fără muzică. Deci doamna trebuie să alimenteze, să-și pună un pic de benzină, motorină ce-o fi punând însă acolo. Doar că, băi, funny pistolul ăsta, mă, interesant. Nu-i un pic cam lung? Cred că și întreabă, n-aveți pistol din ăla scurt? Că ăsta e un pic cam lung, nu știu cum să... Ăla-i doamnă, zice. Dom'le, e un pic cam lung, adică ăla cu care puneam de obicei, scurt, ăsta e lung, uite, e ca o țeavă așa, unde-l bag ăsta în rezervor? Știi? Ei, și băieții s-au prins despre ce e vorba și explică, zice, uitați, ce căutați noastră e peste drum, acolo e benzinăria, noi îi spălăm mașini. Deci ați înțeles? De-aia ziceam că nu putem să o bănuim de inteligență pe doamnă, că n-avem cum, nu-i de unde. Ne-ar bate, nu-i așa, Dumnezeu. Bun, vă mai dau una rapidă să vedeți un băiat. Bă, deci toată lumea îmi scrie mie chestii pe Facebook acum. Vă pun să vedeți în timp ce se aude. Așa, o zis omul să-și ducă și el niște cartofi acasă. Că vezi, e criză, crește prețul. Stai mă mică, că o dau un pic în spate și dau drumul. Uite, iată, gata, o luat, omă. Asta au fost. Aici, la pornire, e un pic de problemă. Dar după aia, după ce o pui pe drum, rupe. Da, deci eu cred că oricum nu îi merge motorul până acasă. Deci n-are cum. Nu, n-are cum, asta zic. Bun, am terminat și cu asta. Stați așa să mă așa. Cristi Moldoveanu. Ba, 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 ba. Aici o să vă arăt cum se repară bicicletele în Turcia. Ia uitați-vă la băiatul ăsta. Aici. Hop. Ok. E dreaptă rupe. Da, am vrut să vă arăt cum e înainte. Uite, vezi și, uite, vezi și opturi are. Mie nu sunt opt astea, sunt nouă. Dar uite-te aici. Uite, mă mic. Așa se face. Nu-ți dai seama că ți-e strânge ăsta în brațe, îți scoate toate opturile. Uite, perfect, o scos omul. Dă-mi prima. 50 de lei. Operațiune scoatere opturi. 50 de lei. Îți dai seama ce nașpa zi de lucru are când plouă și ude roțile de la bicicletă? Nu? Da, dacă ai călcat într-un căcat de câine cu bicicleta, îți mai face optul? Sau te duce ca la mașină, trebuie să o speli când o duci la revizie. Știi? Zic. Nu știu, mă gândesc. Bun. Din ciclu oamenii ăștia nu-s normal. Da, băi, am dat pauză. Bă, pauză! Toți ceapat. Ai reșit. Deci niște băieți. Au pus un dinozaur din ăsta. Un dragon. Spitting fire dragon. Ăsta e spitting ice dragon. Oare există dragon care scuipă gheață? E, ar fi interesant de făcut unul. Ok. L-au pus la toba de eșapament. Aici te la ea. Bă, deci eu vă repet. Astea sunt momentele în care eu sunt fericit că trăiesc pe planeta asta. Ia uitați-vă aici. Hai. E chiar drăguț, bă. Deci e chiar sexy. Deci vă jur că e sexy. Băi, foarte fain. Uite, dragonul înfuriat. Dragonul balon. Foarte tare. Asta zic. Deci, bă, nemaipomenit de tare. Sărim peste asta. Bun, avem pe doamna șoacă cu tricou 5DX și un L. Credință, conștiință, unitate, adevăr. Doamna de fier a României. Bă, eu zic să continuăm asta cu doamna de fier. Da, o iau băieții și așa o duc la fier vechi. Doamna de fier vechi a României. Ok, bun. Aici, asta am mai dat-o. Bun, vreau să vă arăt că în viață nu contează ce faci atâta timp cât faci chestia asta mult timp. Este un băiat la ruși care și-a inventat propriul stil de karate.
Ce mi se pare mie fenomenal e că apar din când în când cetățeni care vor să învețe stilul lui de karate, ceea ce e cam greu că omul, deci omul e pe improvizație, adică omul nu are, el nu are mișcări, el are impro. Karate e impro la el, deci el cum îi dă Dumnezeu, știi? Poate e și puțin epileptic și ascunde asta, făcându-se că știe karate. Dar vă repet, el are oameni pe care îi instruiește, îi învață karate. Ia uite. Stați că vă opresc unor că n-ai rost. Uite la el. Deci vă jur, zici că e bolnav. Și uite-te la nebunul ăsta la alt, care încearcă să imite mișcările unui nebun. Uite la el. Bing bang, bing bang. Deci n-are nicio treabă. Uite-le. Hop. Ce-i tare aici. Deci ai lovit și asta e mișcarea în care te întorci. Știi? Deci, nu te retragi ca omul normal, faci doi pași în spate, știi? Faci. Opa. Știi? Deci faci mecherica asta, mămică. Uite-l pe meu. Uite-te la el, mă. Carăț. Așa. Și închizi cu Kyokushin. Și uite-l pe ăsta. Mișcarea asta se numește țâțe. Ia, mămică, am țâțe. Deci e pentru bărbați asta. Deci asta e mișcarea de țâțe. Am țâțe bărbătești. Uite aici. Ia. Am țâțe. De ce? Repet. Pentru mine șocul masiv, enorm, mare, e că există oameni dispuși să învețe cărățile pe care le știe băiatul ăsta. Că el nu știe nic. Deci vă rog să înțelegeți. De habar n-are. E cărăț. El nu știe. Avem mașina poliției prinsă în flagrant aici. N-au ace de este. Totuși să-i dăm drumul. Deci avem indicator obligatoriu dreapta, da? Ați văzut, da? Că n-ai rost să vorbim. Semnalizăm stânga frumos. Pac, trece camionul. Obligatoriu dreapta, stop aici. Pac, poliția face stânga. De ce n-ar face stânga? Păi, iar zic, mon frer. Eu înțeleg, ei aplică legea, dar trebuie să și respecte. Adică chiar atâta, să le mai dăm și de lucru. Să mai fie și atenți la din astea. Nu? Bun, vă mai prezint un clipuleț. Din păcate e foarte mică imaginea. O să trească să faceți un efort să vedeți despre ce e vorba aici. E un băiat care sare în râu. Băiatul ăsta, uite. Hop! Și practic e cadarea la apă la Titanic. Deci cam asta ne-a ieșit. Vă mai prezint o dată. Băieți ăștia sunt desenați de râs. Deci uite-te aici. Eu vreau numai să-mi imaginez acțiunea de șlefuire, de polișare, de frezare a omului pe, știi? Uite, pe sol, cum se duce el cu burticuța aia lui rotundă și cu piciorușele alea așa, umflățele așa, cum le freacă el de sol până ajunge în apă, deci mie mi se pare, asta mi se pare maxim. Deci, practic, săptămâni întregi de uns cu soluții pentru julituri, uite-te acolo. Asta zic, opa, l-ajută foarte mult și inerția, practic. Și aici e și o problemă de fizică, știi? Că dacă ești așa grăsuț, când ai pus în mișcare toată greutatea aia și îți dai drumul, mon frère, nu te mai oprește nici. Bun, o să vă arăt ceva foarte frumos. Iar vă zic unul din motivele pentru care sunt mândru că trăiesc pe această planetă țică. Au apărut prăjiturelele COVID, în care avem prăjiturica coronavirus și avem prăjiturica vaccin, care mi se pare Dumnezeu pe planetă. Foarte tare. Bă, felicitări, bă. Nu știu cine a făcut treaba asta. I-am putea să aflăm, cred. Da? Aia zic, nu știu cine a făcut treaba asta, dar mi se pare, vă repet, un lucru foarte drăguț că s-a întâmplat. Deci, bă, cinstelor. Și încheiem noi așa apoteotic cu un recital de rap. Da, un recital de rap. S-ar putea să ne-l taie YouTube aici, vă zic că fiind melodie, știi? S-ar putea să nu mai fie. Am un coș aici pe nas și mi se face nașul roșu ca la alcoolici. Acum, bineînțeles că există un motiv pentru asta. Adică n-aș putea să mă supă dacă mi s-ar face nasul roșu. Cam băut în ultima vreme, dar asta e altă discuție. Lăsăm, bă, să nu beți, nu-i bine, nu-i sănătos. Cu moderație. Bun, hai cetățeni, v-am pupat, că nu ne mai întoarcem. Nu ne mai vedem la ochișori. Numai joi. Ne vedem joi. Și oricum, cred că de acum o să postez luni pentru Patreon și marți pentru ne-Patreon, că duminica mi-e foarte greu să filmez, mai ales în weekendurile în care am seri de lectură. Ne întâlnim la clubul de literatură să discutăm diverse chestii și să discutăm până dimineață și după aia simt nevoia să dorm un pic mai mult. Bun, deci cam asta ar fi. V-am povestit, nu știu dacă clipul ăsta o să rămână, poate invita YouTube-ul. V-am pupat, vă iubesc pe toți. Chiar pe toți. Pe marea majoritate, să zic. Și cam atât. Ne vedem săptămâna viitoare. Joi. Adică nu, săptămâna asta joi. V-am pupat. Mulțumesc patreonilor pentru tot ce faceți. Sunteți cei mai adevărați oameni pe planetă. Nu știu ce faceți chestia asta. Nu știu dacă merit. Vă mulțumesc din suflet încă o dată. Pa!
Băgam 20 de minute, 40 minute, o oră, două ore, 3-4 ore, 5-6 ore, 3-4 zile. Exact ca Eminem în cața și în 8 mile. Când eu zic, când eu zic, când eu zic, când eu zic, un așa gringo. N-am. Am simțit nevoia să mă întorc să exprim nedumerirea. Dar asta e numai de la mine. Ei, iată, cetățeni! V-am pupat. Stați așa să ne despărțim brusc. Da. Nu puteți să ne despărțim brusc, că nu e așa ușor. Dar o să facem tot posibil. I s-a terminat bateria la mouse în timp ce tu dormeai, știi? Era un clip, film. Stați așa că pornești. Nu. Ah, ok, bun. V-am pupat.